Cum îl vei trola pe Darusel Domenești pe ca propriul papagal de companie? Ei bine, astăzi vreau să-l spionez, practic, să mă fac un papagal. După cum puteți vedea, am aici acest morf gauntlet, nu știu cum se numește, în fine, dar m-am făcut papagal, după cum puteți vedea, și astăzi o să-l trolez pe Darusel și o să-l spionez în felul următor. Dar fiți atenți cum o să fie ceva mult mai interesant față de ce am mai făcut noi până acum, dacă mai știți ce am făcut, pentru că am făcut multe chestii și am văzut că v-a plăcut și de-aia am să facem în continuare și acum venim cu ceva diferit. Ei bine, eu m-am gândit să fac un fel de povestioare, după cum puteți vedea, sunt aici în fața casei lui Darusel și să-i zic ceva de genul: bă, Darusele, am un cadou pentru tine, o să-ți aduc o pasăre, o să-ți aduc un papagal, ceva, cum o să zic eu, nu știu cum o să-i zic, dar cum o să-i aduc eu asta? Înainte de toate, noi trebuie să facem o colivie, să construim o colivie, așa că eu cu Darusel o să ne punem să construim o colivie, vedem pe unde facem pe acolo plaie prin casă, după aceea eu o să plec și o să vin cu papagalul și să vedem când vin cu papagalul, să sperăm totuși că Darusel nu o să fie aici, probabil oricum o să plece la calculator sau unde să o cer să-i facă treburile când eu o să plec de aici, că de asta am zis așa, dar momentul în care eu vin ca papagal direct, adică practic mă transfer direct într-un papagal, eu o să strip pe Darusel și în momentul acela o să-i zic: bă, Darusel, eu o să plec, hai că te las cu papagalul, vezi că l-am pus în colivie, ceva de genul, și când o să vin acolo, o să vreau să văd cum se comportă Darusel cu papagalul, dacă știe să aibă grijă de el, dacă se comportă frumos cu el și ce secrete mai are el de unul singur, adică practic dacă mai vorbește cu cineva, cu vreo fată, cu ceva. Ei bine, hai să nu mai stăm la discuții și să-i dăm drumul la challenge, la cel mai mare troll, nu e challenge, dar este un troll super, super tare. Și hai să înceapă aventura. Și uitați-l un papagal. Mă, ce coincidență. A, uitați-l pe Darusel în cameră. What the fuck, doamne. Uitați-l pe... Ok, uitați-l pe prost acolo. În fine, alunele, ce, doamne, iartă-mi faci, bă. Păi ce facem, mă, la colosare? Alunelu, alunelu, hai la joc. Uitați-l să fie cu mult foc. Să fie alunelu. Hai să vedem, mă, ce face ăla. Doamne, ferească sfântul Darusel. Alo, bă, ce faci, bă, la geam? Alo, bă, bă, Darusel. Ce vrei? Vino aici că vreau să vorbim ceva. Bă, prostule, fii atent, Darusel. Am ceva să... Bă, domnule, prostule, că m-ai și inspirat. Fii atent, bă, am o surpriză pentru tine, Darusel. Vreau să-ți aduc un nou animal de companie în casă, Darusel. Ce părere ai? Cum adică deja te avem pe tine? Deci nu ai porc, Darusel. Vezi că te aud încet rău de tot, Darusel. Ia vezi, vezi. Ce, bro? Ia vină, Ia vezi că tu ești porc, Darusel. Fii atent, bă, Darusel. Astăzi am o surpriză pentru tine și anume vreau să-ți fac un cadou foarte, foarte special, dar înainte de toate trebuie să facem o colivie. Nu, Darusel, trebuie să îți fac un animal de companie, dar înainte de toate trebuie să construim noi amândoi, Darusel, o colivie, adică o să aduc o pasăre, Darusel, și unde vreau... Uite, la fel aici, gata, am făcut o colivie, gata. Bă, colivie, doamne, iartă-mi mai aici, Darusel. O să facem o colivie frumoasă, Darusel, cu toate aia, cu lanțuri, cu toate alea. Dar, în primul rând, unde vrei? Vrei să facem undeva pe aici? Bă, prostule, nu mai da, zi pe unde. Darusel, vrei în cap? Vino, come on, after me. Unde ești, mă? Bă, nu te văd, alo, pe aici, pe aici, ok, hai, ce, unde vrei să-ți faci colivia? Ia, uimește-mă și pe mine. Bă, și ce, bă, tu mă pui să merg să... De ce nu poți să sar? Doamne, cât de prost e copilul ăsta. Doamne, cât de prost poți să fii copile, în fine, așa. Ce, Rafael, aici, uite aici, frumos. Aici se vede casa mea și camera mea. Bă, colivia în casă, mă, omule. Ce par pervaz aici. Ce, doamne, ia, bă. Uite aici, Rafael, aici. Nu, mă, nu, vină, mă, Darusel, că știi eu un loc mai bun, Darusel. Aici, colivia, Rafael, ce e aia? Ce e aia, mă, doamne, ce vorbești acolo? Vorbești mă cum trebuie, omule, să te auzi și eu. Vino aici. Ce e aia, colivie? Bă, nu știi ce e, bă, tu... Fii atent, hai ca să-ți explic pe termenii tăi de copil prost ce ești, Darusel. În primul rând, tu în ce dormi? În pat! Așa, și tu în ce locuiești? În casă? Casă, da! În ce? Casă, da! Păi de ce vorbești așa, în cosul, da? Bă! Da, în casă, mă, Rafale, dar de ce? Așa, și tu dacă locuiești în casă, el nu trebuie să aibă și el propria lui casă? Păi da, de Rafale, fie antenă, patul lui și patul lui! Bă, prostule, ăsta poate... De, bă, papagalul trebuie să aibă colivie, să, unde să simte cel mai bine și doarme și în ea, mănâncă în ea, Darusel, pentru că nu poți să împrăște... Păi dar nu poți să împrăști... Păi dar nu poți să împrăști meu pe tot prostul și poate ai nevoie și tu să fii mai liber, nu poți să... Poate fuge ăsta din casă, Darusel, dacă îți fuge ăsta... Aaa, bine, bă, Rafale, hai, da, unde o facem? Mă, ce limbă vorbești, mă? Bă, cum adică unde o facem, mă, Darusel? Păi o facem... Unde să o facem? O facem... Ia, du-te, mă, dacă... Ok, vrei să facem la etaj sau jos? Unde vrei să facem în primul rând? Ideea e că ar trebui să vin așa, dar mă gândesc eu, fii atent. Unde ești? Jos, fii atent, Darusel. Am eu o idee foarte, foarte bună. Vino. Trebuie să facem undeva, nu știu, să vin așa de sus și să fiu undeva pe aici la jumătate. Știi ce zic? Eu zic că e bine. La Fortnite. Ce fă de la Fortnite? Doamne, cât de prost ești. Hai că revenim, Darusel. Acolo facem, acolo facem.
faci în schimb de toți catulet? Doamne, ce limbă vorbești, meu? Doamne, numai el știe, mă, băieți. Bă, dar să le fii atent, eu am luat niște materiale, ți le dau și ție, nu știu exact să vedem cum o să facem. Dacă vrei, nu știu, vrei să facem... Bă, nu, rafale, bă, rafale, dar eu de unde urci, eu-s maimuță? Bă, cum adică unde urci, mă, că nu știu... Aaaa, sunt maimuță, arăsesc fianțele, bă, rafale, uite ce facem, 1, 2, 3, 4... Mă, ce faci, mă, bă, prostule, ce... Omule, bă, Doamne, lasă-mă pe mine să fac eu colivia, că tu nu ești în stare, dar în sele, bă, omule. În primul rând, colivia trebuie să faci așa, fii atent, dacă facem asta așa să fie o bidem, așa cum ar fi să fie prins de ăsta. Ne ducem așa în jos, iar de aici o să vină, practic, partea de sus unde are el căsuța. În primul rând, trebuie să iau și eu niște sleburi din acestea, dacă există, hai că e perfect, există, să-l facem și noi frumos, nu să ne batem joc de căsuța lui, că până la urmă este un papagal. Am o căsuță mică! Așa, așa, și frumos se ridică, așa, 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 și o pălău și acasă, așa, așa, așa. Gata, 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 că nu știi să vorbești, lasă-mă în pace, ok, bun. Deci facem așa, iar aici trebuie să avem așa, perfect, trebuie să-i facem asta, dar pune de desubt, dar să-l așa, în locul practic unde el o să stea, vino aici jos, trebuie să pui așa, aici o să stea el jos pe astea și... Rafale, persist! Ce persist, mă, ce domnini mă vorbești mă acolo, ok, bun. Iar acum, ce trebuie să facem noi, să facem în firmă, tu, hai că facem o de-asta, ceva de genul așa, bă, nu prea am eu idee. Sincer, oarecum cum să facem noi cu Olivia asta, dar poate o să iasă ceva șmecher. În fine, hai că vedem. Deci punem așa. Gata, dar să-l gata. Vorbește cum trebuie, omule, nu se mai bate joc. Fii atent, fii atent. Hai că trebuie să ne chinuim aici. Lăsăm așa sau facem ceva și cu albastru sau altă culoare? Vrei? A, ok, ok. Bă, arată interesant, mă, dar nu e chiar cu Olivia asta. Bă, nu mai pune asta pe margini sau? Pe fapt, nu știu, mă, bă, dar Doamne, Doamne, nu ai dare să-l știe ce limbă vorbește, mă, oameni buni. Deci mi se pare absolut incredibil așa ceva, cum poate să fie copilul ăsta, dar na, e dare să-l, bă, la urmă, ce să-și face? Rafale, fii antenă, vreau ca pastrea să știi că părinții lui sunt niște părinți cu mici și uite și-l ajută. I-am făcut aici o bani. Mă, ce-a făcut, bă, nici măcar nu te auzi, mă, ce părinți, bă? Rafale, i-am făcut o bară de dansat, ai ciote. Ce bară de dansat, mă, Doamne, cât de prost ești, dar zele, da. Da, hai că ești prost, Darusele, n-ai pic de creier în capul ăla, Darusele, pă bune, adică nu știu ce să zic, bă, dar nu mai pune, stai, alo, alo, Darusele, alo, 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 Darusele, nu mai pune, ți-am zis, mă, omule, Doamne, dar nu știi, mă, să fac, așa, bun, perfect, iar aici rămâne așa ceva de genul, și punem ăsta, bun, să aibă cum ar veni o aerisire din asta, ceva de genul, și cam asta o să fie, practic, asta o să fie cu Olivia, bă, nu știu dacă, bă, let's go, guys! Am încercat să fac ceva aici, dar nu știu cât de bine a ieșit, dar, în fine, eu zic că e ok, nu știu, dați voi o notă acolo, chiar sunt curios, în fine, dar să le... Pasărea, păi, uite acum vreau să spun despre pasărea, eu o să mă duc repede acasă, dar în sele, și eu o să fie cum trebuie, cum ar veni. Ah, ce parafle, dar vezi să nu mănânci pe drum! Să, Doamne, ce limbă vorbești acolo? Să nu mănânci pe drum! Da, păi eu mănânc păsări, dar în sele, Doamne, cât de prost ești, hai, du-te la tine! Ai, gata, taci, Doamne, unde, Doamne, iartă-mă să face? În fine, să înceapă trollul. După cum puteți vedea, am făcut această colivie cu ajutorul lui Darusel, care nu prea a fost ajutor foarte mare, dar acum o să spionez pe Darusel ca papagal. În primul rând, hai să mergem după papagal, cum ar veni, că i-am zis lui Darusel că eu încep după papagal, acum plecăm repede din casă, ne ducem să facem rost de un papagal, cum ar veni, ne transformăm în papagal și da, o să înceapă trollul să spionăm pe Darusel, să vedem cum o să reacționeze, adică cum se comportă el cu papagalul și ce secrete mai ascunde el, dacă mai vorbește cu fete, dacă mai face chestii, de ce nu, în fine? Ai, gata, hai că ne punem acum în papagal. Să sperăm totuși că nu e acolo în apropiere și da, hai să vedem cum o să iasă. Dar Sel, gata, ți-am adus papagalul. Vezi că eu o să plec, eu o să plec, mă duc acasă. Repede, că am niște treabă de rezolvat. Vezi că e în colivie. Ok, bun, fraților, ok, în momentul de față trebuie să... Trebuie să ne activăm asta ca să nu mă audă. Bun, gata, acum nu o să mă mai audă pe mine. Să sperăm că o să fie totul bine, că practic așa să nu mă audă cum ar veni, eu sunt papagal, toate astea. Să vedem ce o să facă. Dar unde e, mă, prostul? Deci nu e pe aici, nu știu. O fi jos pe acolo în pândirea. Deci papagalul stă aici în colivie, dar să el nu vine. Uitați-vă. Deci i-am făcut cardul un papagal și el nu are grijă de papagal. Mi se pare absolut incredibil, fraților. Uitați-vă. Papa... Uite-l. Ia să vedem, ia să vedem. Doamne, uite la papagal, mă, banii, Doamne, cât de prost e ăsta, Doamne. Papagale, bă, iată banii înapoi, bă, fiantele, dacă îmi dai banii, îți dau sâmburi, că am sâmburi de ăștia verzi, bă, dar ce dai mie banii? Am sâmburi de ăștia verzi, am pampă galben.
Doamne, ce limbă vorbește asta? Băi, prânz rău tot, doamne, uitați-vă, ăsta vorbește cu papagalul, întreabă, doamne, ăsta crede că vorbește cu... Doamne, ăsta vorbește cu papagalul, ăsta crede... Bă, dar nu-i papagal vorbitor ăsta, mă, de prânz, te... Ia, ninja! Doamne, ce faci, mă? E că vreau să-i minți, ia, uite, s-au dus acolo, bine, Doamne, ăsta scuipă, doamne, deci nu-l mai supăr pe copilul ăsta, scuipa semințe pe papagal, mama, acum eu trebuie să rămân aici. Și da, ce să-și facem cu prostul? S-a intrat în colivie ca prostul, eu nu știu cum ai... Ia mănâncă-le, ia mănâncă-le, du-te, ăsta și de-astea, tu! Doamne, dă semințe la papagal. N-am mai văzut așa ceva, cât de prost e ăsta. Nu știe, mă, să se comporte cu un papagal. Îi dau și eu un animal de companie cum ar veni. Ok, deci eu chiar nu trebuie să-i dau niciodată un animal de companie, că uitați-vă cum să practic cum să exact, nu mai am cuvinte. Deci, money. Ia bă și pune că bă, fume caltele, bă, fume și le faci foamea, atacă, tanzata. Doamne, cât de prost e. Acum fiți atenți, practic, că dacă ar să-l pleacă, hai să mergem după el. Cum ar veni, îl spionăm. Acum începe spionajul și toate astea. Practic, el oarecum nu trebuie să știe că a ieșit papagalul și astea, adică în același timp mă ascunde el, dar în același timp să vedem ce face. Cred că s-a uzat calculator, dacă bă, nu ești eu bine, nu? Adică altundeva n-avea. Doamne, deci la calculator, pă, bun, uitați-vă aici, eu fiți atenți, hai că mă pun... Ok, haideți că mă pun, oare pot să stau aici în pat? Mamă, fiți atenți că nu mă văd ca papaca. A, dar nu rămâne. Dar tot nu mă văd că stau aici de sopt, în fine. Fiți atenți, hai că mă pun pe aici prin părțile astea, dar nu, hai că vreau să stau aici. Păi, Ioane, fii întâi, o vezi pe fata aia, ia apel, pe aia apel. Așa o sună, mă, cheamă Maria. Bă, Maria, ce faci tu frumoasă, te bu, și eu sunt el, sunt arsul, nu-mi dești bine șeful pe viață și bătu-se-i sclavul meu, îl cheamă Ioan, Alexandru Ioan Cuza. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, ce face dar în cel, doamne, deci îl spionezi și el ce face? Cu Ion să joacă pe calculator, ca de obicei. Ce? Și acum vreau să... Hai, a zis că urât, fata! Da, cum adică a avut cea... A unui... Porc, adică, bă! Aici, doamne, fraților, uitați, doamne, cât de prost e copilul ăsta, mi se pare absolut incredibil, uitați-l acolo în spate, bă, fraților, ăsta, i-a zis fata aia care fuce de porc, doamne, și el s-a dădea șmecher, mă, în fața mea. S-a terminat cu mine. Ce faci, mă, sune, doamne, iartă-mă, s-a dus, mă, doamne, cât de prost e copilul ăsta. Doamne, bă, doamne, ce faci, mă, să ia în gură colonelul copilul ăsta. Și bum, și bum, și bam, 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 bum, bum. Ia, fiți atenți, nu vede papagalul, ok, hai că am plecat, bun. Acum, bă, fraților, bă, nu știu ce să mai zic, prostul ăsta vorbește ca prost în continuu, că numai asta știe să facă și s-a făcut de râs în fața unei fete, adică, pa bune, ca de obicei. Papagalule, unde ești, papagalule, hai sus. Ok, ăsta strigă papagalul, stați puțin, hai că repede, mă duc repede, sper că n-a ajuns acolo la colivie. Papagalule, unde ești? Nu, să nu mă faci. M-a văzut. Și să-mi spun, sunt colivie. Doamne, fraților, uitați-vă cât de prost e copilul ăsta, da și papagalul el, bă, ce să mai zic, mă, ce să mai zic, adică, pe bune, e prost, mă, până la urmă, dar, n-am ce să mai zic, bă, adică, nu știu, mă mai duc o singură dată la el și să vedem ce se mai întâmplă, că chiar nu mai am chef, dar să vedem după, cred că chiar trebuie să-i aduc un papagal real ca să nu zică ceva de genul, că, bă, stai puțin, Rafael, unde e papagalul, de ce mirarea, de ce nu mai e, sau ceva de genul, sau o să-i zic că l-am dus înapoi la reprezentanță, că au vrut oamenii să vadă cum se comportă la un om acasă, ceva de genul, în fine, hai că revenim. Bă, și le pot atunci când ți-a bor și le pot... Am pericat, să fac cu limba la tine, tu! Doamne, bă, ăsta chiar nu știe să aibă grijă de un papagal, mă. Hai, hai la mine, hai pe mine, deci chiar nu știe să aibă grijă de un papagal, mă, frații, dar cred că chiar fiți atenți că papagalul o să plece direct, că nu se mai poate așa ceva. A plecat papagal, doamne, cât de prost e, în fine, bă, frate, ce să mai zic, trollul cred că a fost făcut, că prostul, adică, cel mai mare troll la concurs de construit al atât de dar, să-l 2012 pe Minecraft, după cum puteți vedea, suntem aici, așa am ales o zonă specială, pentru că o să-i fac cel mai mare troll, uitați-vă, o să-l spionez și o să-l copiez, practic, cum îl spionez?
uitați, ei bine, uitați, mă pot face un delfin, pot să mă fac și un pește chiar, pot să mă fac și un squid, pot să mă fac toate chestiile astea de genul și după cum puteți vedea, mă duc acest squid după Darusel în partea lui, pe aici prin apă, că de asta am ales zona aceasta și uitați-vă că practic pot să-i văd zona lui și uitați-l pe Darusel, stă acolo la ușă, salut Darusel, păcat că nu am uitat, adică de fapt pentru mine e, pentru noi e bine, până la urmă, și da, așa să-l trăiesc eu, astăzi pe Darusel și o să-l copiez și o să-l spionez în același timp și o să fie cel mai mare troll, așa că vreau să-i fac și niște prank-uri cu ocazia aceasta să vedem ce se întâmplă astăzi și dacă vă plac aceste episoade, nu uitați să vă abonați, să dați acolo cât mai multe like-uri și hai să începem cu trollul. La 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 la. Ce faci mai aici fix la ușă? Vreau să dau jump scare. Ha, vreau să dau jump scare. Ok, bine, dar să le fii atent. Astăzi facem cel mai mic concurs de construit. Suntem aici. Ah, let's get it. Ciao. Ok, a... Nacho, Alejandro Garnacho. Gata, gata, Darusele. Astăzi, după cum poți vedea, Darusele, suntem aici aproape de casa ta, Darusele. Și am ales o zonă super, super interesantă pe niște insulițe mici. Și am zis, bă, hai să vedem ce putem să construim. Ce ne duce pe noi capul, Darusele? Adică, astăzi o să faci tot ceea ce tu îți dorești. Ok, dar, ok, știi ceva? Hai, Darusele, bagă-te acolo și vreau să-mi spui, Darusele, dacă ai așa ceva în gând, Darusele, nu să nu-mi spui, că nu e frumos să-mi spui, dar ce, dacă ai ceva în gând, așa pentru abonați, dacă știu abonații, sau pot eu să pun mâinile la urechi, să nu mă fac aud și aud, aud practic doar abonații, așa că spune-le tu la abonați, Darusele, ia spune, ce faci? Fiante, noi, eu cred că vreau să fac ceva care mă merge cu copilăria mea. Hai că nici măcar, hai că ia pe prea mult, Darusele, nici Dumnezeu nu vrea să te audă, Darusele, ei bine! Păi vorbește frumos că Dumnezeu se pupă, Dumnezeu se uită de sus, nu-i așa, Dumnezeu te pup! Doamne, doamne, cât de prost ești, Darusele, în fine, Darusele, astăzi, hai să-i dăm drumul, Darusele, stai acolo, construiești, Darusele, da, când ești... Nacho, Alejandro, Garnacho. Hai că am plecat aici, prostul, nu vrea să-l mai aude. Ei bine, n-avem astăzi căscuțele, nu trebuie să-l au pe Darusel. Bun, o să înceapă distracția, practic. Acum Darusel nu, adică n-avem căscuțe, pentru că chiar nu vreau să-l au pe Darusel, doar vreau să-i fac acel troll super super tare. Și ei bine, eu ce să construiesc? N-am ce să construiesc. În primul rând, hai să mergem acolo la Darusel, cred că mă transform din prima secundă, practic. Mă fac acest delfin și să vedem ce face ăsta. Dacă construiește acolo, dacă vorbește ca nebunul pe acolo, nu știu ce să construiască. Hai să vedem, deci prima oară, hai să zicem ușor așa. Bă, deja s-a apucat să construiască. Ok, haideți că am plecat, fraților, de acolo, de la el. Vedem faptul că prostul cred că face o casă și o face lipită de asta, așa că încercăm și noi să facem tot așa ceva, să fie aproape lipit, cum ar veni. Așa că hai să începem din partea asta, să zicem așa ceva de genul și vedem ce casă să facem, că până la urmă, na, adică oricum, până la un moment dat, adică eu mă gând, de fapt, bă, cum era, stați puțin că pot să trag cu privire așa, hai mă, că, hai că încerc să măresc, bun, bun, ok, ok, deci sunt trei de astea așa, aici sunt două, hai mă, că văd eu cum le fac, dar numai că vreau să, oarecum să țin și o pasă, să fiu un pas cu Darusel, până la urmă, ce a făcut el acolo, să vedem, asta de fapt era așa, de câte două, de câte trei aici, bam, 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 da, nu e cine știe ce, dar hai că punem așa, hai, lăsăm așa până la urmă și da, sunt curios ce fel de casă vrea asta să facă, dar ce vrea, doar să facă o casă, adică e oarecum ciudățel, dar până la urmă hai să vedem ce vrea, dar să facă până la urmă, bă, fraților, nu cred că o să reușim să fac exact la fel, o să încerc, hai că mă mai duc în partea asta, ok, deci ce face, ok, deci a pus aici cu ăsta așa, așa. Bun, să nu mă vadă, să nu mă vadă. Ok, ok, bun, bun, hai că nu mă vede. Pa, ok. Început să-și când de pe acolo, nu știu ce făcea. Dar aici cum ai făcut? Mamă, deci 3 de astea așa. Bun, și după pornim ceva de genul așa aici. Ducem cu 4 astea, nu, ducem cu 3 ca să avem aici să putem pune la jumătate. De fapt, stai puțin că ăsta l-avea mai mare, cât l-avea? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, prost încep. Bă, acolo țipă în continuu dacă vin la el. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci prostul e prost până la urmă. Bun, hai să vedem. Deci facem asta până acum și acolo nu mai știu cum fac. O să-i fac cu ceva Y parcă, dacă stai eu să-mi iau bine aminte, ceva de genul așa. Păi facem și noi să fie oarecum, da. Adică cred că e de ajuns, sincer. Cred că e de ajuns. Îl lăsăm așa, ăsta îl umplem aici și ia, mă, ce am mai făcut, mă, prostul? În primul rând.
O, să nu mă vadă. Deja văd că începe să facă cu altceva. Cred că e cel mai greu concurs pe care l-am efectuat până acum, sincer. Adică, uitați-vă, ce doamne iertă încearcă ăsta să facă acolo. Uitați-vă, a schimbat ăla. Doamne, ce a făcut, mă? Hai că încerc să fac eu ceva după mine, frate. Nu fac exact ca el, dar să fie oarecum, să își pună niște semne de întrebare, că e ceva oarecum asemănător cu ceea ce a făcut el. Că, adică nu pot, nu, chiar nu pot să-l recreez până la oră. Ați văzut ce tâmpenii face el acolo, toate alea. Ba, face așa, ba, face așa. Bă, ce faci, bă? Spargi aici, pro... Da, bă, prostule, bă, ce faci? Prostule, tu vezi că deja ai început ăsta. Oh, bă, dar facem amândoi o casă, doamne, dar să le... Bă, prostule, păi da, mă, dar nu... Dacă ies aici, nu sparge, omule. Ce, doamne, iartă, mă, fac? Lasă, bravule, că știu cum iubești. Da, te iubesc, ok, bă, doamne, cât de prost e. Bă, frate, nici eu nu știu ce să mai fac aici, mă, mi se pare absolut incredibil. Încerc să fac aici o casă, cum a făcut el, așa, ceva de genul aici. Bă, dar iar... Ce... Bă, prostule, mai spargi mult de la mine? Ce faci? Alo? Păi mai spargi mult de la mine, gata, termină. Dacă mai spargi un singur bloc, dacă mai vă spart, ești descalificat, gata, ai, nu mă mai interesează. Okay, gata, pa! Doamne, cât mă enervam, poate să fie, fraților, ăsta. Bă, deci îmi sparge construcția, bă, oameni buni. Deci nu știu ce să mai fac, ok, bun. Am făcut asta, da, bă, ce, doamne, iar tu mai tâmpenia asta, mă, sincer, adică, pe bune, dacă stau să mă gândesc, chiar este o mare tâmpenie ce a vrut prostul ăsta să facă ea. Deci nu e ceva cu... Hai să ne transformăm totuși, hai să ne facem un squid acum, a? Să mergem ca squid. Bun, deci acum, după cum puteți vedea, sunt transformat într-un squid și într-un lesbos, bă, fraierul ăsta, la tot. Ok, să vedem ce a construit el aici, cum face alea, deci, bă, prostul mă enervează că a intrat la mine, doamne, și pune toaleta acolo de gol. Dacă ne luăm și noi o toaletă de gol, mamă, e cel mai troll, dar cel mai enervant și greu. Ok, da, e cam prost, sincer. Uitați-vă că pot să-l văd aici, aproape. Uitați-vă cum îl văd acolo. În fine, bă, fraților, hai să vedem acum. Practic, continuăm aici. Nici eu nu știu exact cum fac, pentru că este foarte greu ceea ce face fraierul ăsta aici. Chiar mi-e greu să încerc să copiez aici, să îl trolez la maxim cu copiatul cu astea, dar până la urmă încercăm și noi să facem ceva. Ce nu e și nu e și, dar important e oarecum să-l enervăm și să fie ceva asemănător. Oricum, măcar îl spionăm cu chestia asta și așa. Dar, sincer, mai bine nu mai făceam asta, că îmi dă mari bătăi de cap. Ce face prostul ăsta mi se pare incredibil. Adică face numai tâmpenii, sincer. Adică chiar face numai tâmpenii. Deci aici de 6. Bun, ce facem ăsta? Hai că-l facem tot așa cum am făcut eu. Dar nu, treia de 7, încă 1 sau... De fapt n-am numărat eu bine, în fine, hai să vedem. Deci punem ăsta așa, punem ăsta așa ceva de... Dar de fapt, ba da, numărasem bine, dar... Mamă, că sunt prost rău de tot, mă. Ce, doamne, iartă, mă? Bă, cum era, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, păi da, mă! Ah, păi stai, mă, că trebuie să sparg eu aici. Dar ce să aude? Doamne, am crezut că iar sparge pe la mine prost, în fine. Bun, deci punem asta așa, după punem așa ceva de genul, facem așa și după punem aici prin interior așa și după punem așa aici și da, ce să mai zic, bă, fraților, că chiar mai a capul, sincer. Nu cred că o să mai fac niciodată concurs de construire ceva de genul în care să-l copiez, doar să-l trolez. Da, de copiat, sincer, bă, e greu rău de copiat. Nici nu știu de ce fac așa, adică e mai greu pentru mine, sincer. În fine, hai să vedem. Pune și noi toaleta aia unde poți să se și la aici, ceva de genul. O punem, hai că o punem fix așa, dar trebuie să rotim și noi ăsta frumos. Și e tot treaba, până la urmă, puneam pus toaleta aici. Nu mai știu cum pus să se exact, dar... Da, până la urmă, da, cam atâta momentan, cam atâta. Dar hai să continuăm noi aici. Eu vreau să fac asta, am o idee. Să începem să facem ceva de genul, să fie fix aici, dacă știți ce zic. Să fie practic intrarea din casă în casă, cum ar veni de la Darcel. Nu știu dacă așa are și el, să intru direct în casa lui. Dar, în fine, hai să vedem. Bun, acum sunt un pește, după cum puteți vedea. Și o să-l trolez pe Darcel aici, la concursul nostru de construit. Mamă, să-l sapă uscat. Nu e bine pe uscat, ok, bun, hai să vedem ce mai construit prostul. Bun, ok, deci uitați-l pe prost aici. Ce-a făcut interiorul, vedem că a pus din acela. Bă, vine la... Mă, ce... Mă, stați puțin, că prost intrase la mine. Stați puțin, că nu e așa, stați puțin, să vedeți ce fac. Fiți atenți acum. Bă, prostule, alo, bă, ce faci? De ce ai deschis ușa? A? Ce, bă, vreau Uite, pe jos, uite. Păi da, nu mai deschide ușa, mă, nu mai intra la mine. Hai, lasă-o în pace, pa, tu, oameni. Bă, bravule, bă, bravule, bravule, pa, bravule, pa. Bă, pa, am luat și eu de ăsta, că-mi place și mie ce ai făcut tu. Dar oricum eu n-am nevoie, că nu fac aici. În fine, hai, pa, la... Ceva,
Taci odată, prostule, lasă-mă în pace să construiesc. Pa, foamnic de prost e copilul ăsta. Bun, fraților, hai să vedem. Deci construim aici. Ăsta este în pantă puțin la mine, nu? Dar să nu cred că era așa în pantă. Dar, în fine, nu contează. Trebuie să terminăm asta și după, nu știu ce să mai fac. Deci deja nu mă mai înțeleg cu prostul, sincer. Bun, acum este momentul să mă transform într-un papagal până la urmă. Pentru că dacă stau să mă gândesc, trebuie să văd și eu de deasupra ce mai faci. Ok, bun, a făcut astea așa. Hai că iau și eu ăsta așa. Ia și ăsta așa, bun, perfect. Mama a făcut interesantă căsuța asta. Dar a făcut-o micuță, mă, eu n-am făcut-o chiar așa. Dar în fine, ok, ia să uite. Doamne, ăsta zice că e papagalul ăla. De l-am lăsat eu la el, în fine. Hai că revenim, mă duc acum. Doamne, ăsta vine după mine. Stai. Vintre, vreau ca tu să te duci la fel și să-mi zici ce construiești, ok? Hai, trei, tu și bate palma. Hai, tu te du-te. Păi, lasă a ta și mini. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. E cel mai prost copil pe care îl cunosc, fraților. Doamne, mi se pare incredibil. Acum, hai să trecem la treabă și nici nu mai știu ce mai făcuse prostul. Cum ai făcuse? Mă, stai, mă, puțin, trebuie să mă duc repede sus înapoi. Ce mai făcuse, mă? Ok, deci nici mai aici. Ah, ok, deci făcuse la... Păi, n-am înțeles sincer ce a vrut să fac acolo, dar în fine, hai că ne punem aici jos. Continuăm asta, facem aici pe deasupra. Cred că punem în partea asta așa ce făcuse el treaba aia acolo. Ducem, fiți atenți, toată partea asta, atâta, partea asta așa, cam atâta, zic eu că este perfect, arată genial, după părerea mea sincer este super bine. Și da, bă, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Da, fraților, am terminat de făcut și acoperișul acesta și deja nu mai am absolut niciun chef. O să mă transform din nou într-un delfin și hai să mergem la muncă. Cum ar veni, bine, nu e muncă, adică oarecum este o muncă că trebuie să vin după Darusel și să vedem ce o să facă. Pam 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 pam. Ok, bă, ce facem? Face casă. Ok, face casă de deci face o casă de cățel. Deci asta face el. Adică își face propria își face singur o casă. Am înțeles. Bun. Hai să vedem. Căsuță de cățel. Bun, doghouse, cred că din acesta, perfect. Pusese acolo cu niște wall din acesta, nu știu, pe care folosim cycle, folosim și noi pe acesta. Și da, ideea e că trebuie să fac și o intrare pe aici, fraților. Eu am intrarea doar pe acolo, de la Daresele. Și vreau să mai fac eu ușă, că nu am pe unde să ies. Efectiv, chiar n-am pe unde să ies. Așa că intrarea asta o să fac undeva pe aici, să nu fie undeva gen... Adică, e ok aici, să nu fie nici la vedere, sper mult. Păi, dar îmi place cum arată, sincer. Chiar îmi place cum am făcut eu căsuța aceasta. Ideea e că aș vrea să fac casa câinelui aici. Nu, aici vreau să... Hai că punem casa câinelui aici, pentru că aici vreau să fac eu ceva frumos așa, nu știu, pentru mine. Să pun eu patul unde să stau, o să fac eu un pat, adică nu știu dacă Darusel face, dar cam atât o să fie cu trollul pe care l-am făcut lui Darusel. Eu zic că este de ajuns, acum fac eu după capul meu aici. De fapt nu cred că o să fac mai mult, adică fac ăsta, căsuța asta pentru cățelul și aici. Și da, cam atât cred că o să fie altceva. Nu știu ce să mai zic, eu zic că mai bine revenim direct când o să vedem ce a făcut și Darusel și toate astea. După să vedem ce reacție o să aibă când o să vadă construcția mea, practic. Hai să vedem. Bun, hai să mergem după Darusel. Alo, 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 gata timpul. Ce-ai făcut aici? Și pompieri, eu n-am făcut pompieri. Căței, doi căței. Bă, și eu am un câine, Darusel, adică... Și tu mă pui de mare, mami. Da, amândoi am avut aceeași idee să facem o casă doar să le și le-am făcut niște câini. Adică, bine, eu am doar un câine, dar să le am o toaletă asemănătoare, nu e aceeași culoare, e asemănătoare. Bă, hai la tine. Păi și stai puțin prost, bă, alu. Bă, stai mă puțin. Păi și... Nu vrei notă? Eu să-ți dau nota 7.50, vreau să decidă și oamenii în comentarii, așa că hai acum la mine să vezi ceea ce am făcut. Ia uite, Darusel, direct în casă intri, Darusel. Hai! Să mă lăsă că fac ruciu. Frate, un mărunt de cămine, ai 3, 2, 1. Da, mai urât decât tine, ai dreptate, hai. Nu! Ce-a făcut, mă, prost? A ieșit, doamne, ăsta s-a supărat, mă, ăsta a zis că l-am copiat, fraților. Da, doamne, cât de prost e, și-a dat-o seama din prima, doamne. Da. Săpărafele, vezi că tata viitoare...
Metode de altro la pedarsel 2012 în Minecraft la v-ați ascunsele. Ei bine, după cum puteți vedea, aici suntem pe harta noastră specială și avem foarte multe metode prin care îl pot rola pe pedarsel. După cum puteți vedea aceste animale aici, eu mă pot transforma într-un animal și uitați, pot să fiu o albină, pot să fiu un cake, adică pot să fiu în primul rând, stați puțin că am făcut o mare greșeală, dăm așa foarte frumos, pot să mă fac acest bloc de diamant, pot să mă fac mai multe chestii, acest flower, pot mai multe chestii și pe lângă asta mai avem ceva special și anume să ne facem invizibil pentru 4 secunde, dacă merge. Da, nu merge asta, deci nu ne facem invizibil, dar așa o să-l trollăm, practic o să-l trollăm cu foarte multe chestii, o să fie foarte amuzant pentru că știți cum e trollul aici, e cel mai șmecher troll, știu că vă place foarte, foarte mult și da, pe lângă astea pot să mai trag cu arcul după el, pot să trag cu aceste ouă și mai multe chestii și nu faci prea multe, vă aștept pe episod. Băi, darsele, ok, n-am început bine episodul și dar cu schimbitorii. Băi, dar să le fii atent astăzi. O să nici când v-ați ascunsele ca de obicei, ca așa vor oamenii și eu mă ascund, darsele. Pa, pa, hai că m-am dus aici și... Sus, 3 sus. Ha, mă, dar să-l gata, 4 sus, 5 sus, cât, care mai e mă sus, dar să-l care mai e pe sus, în fine, hai să gata, dar să-l fii atent, în momentul de față eu o să mă ascund, o să zic eu momentul în care trebuie să vii și fii atent, vreau să pun și cronometru, așa că ia stai puțin să-mi iau eu aici un cronometru, să punem aici, dar să-l fii atent, pornesc cronometrul, când se duce un minut, dar să-l o să zic și o să vii după mine să mă cauți, după când să mai duc vreo 2 minute, o să mai dau indicii, de fapt vedem cum facem, vedem, mă, dar să-l cum o să facem, hai că vedem, momentul de față, bă, fraților, fiți atenți. Suntem cu căscuța, ca de obicei, dar să-l bani aude, bani aude. Și o zic ca de început ar trebui. Bă, dar asta chiar nu merge, mă, de invizibilitate. Da, merge, bun, stați puțin. Era o problemă mai devreme, dar merge. Deci da, eu pot să mă fac invizibil. Și da, am pentru 4... Da, sunt gata. Dar vezi cu căscuța aici, domnule, ce faci, mă, ce s-au de pe acolo. În fine, hai, dar să-l, hai că... Intră că sunt toate, dar sele, nu sunt pereții, pui, sunt toate. Ah, okay. Sunt efectiv toate, dar sele. Ok, bun, fraților, fiți atenți, deci trebuie să mă uit aici. Mamă, și nu văd alea 45 secunde pe care le am. De ce nu văd? Fraților, uitați-vă, este foarte, foarte ciudat pentru că este foarte greu, pentru că uitați-vă. După cum îl puteți vedea pe dar sele acolo în spate, eu îl trolez acum la fața ascunsă cu invizibilitate. Am această poziune care este de 45 de secunde și din păcate doar atât durează și mai am una singură la dispoziție și trebuie să nu mă găsească dar sele, dar în afară de astea pot să nu mai transform și eu în animal. Pot să mă transform în obiecte, dar poate să fie chiar mai complicat, așa că în momentul de față, da, vedeți dacă asta să... Hai, mă, dar să le las-o, mă, dacă mă lași în pace, dacă nu mă lași în pace, eu opresc căscuța deloc, nu mai stau cu nicio căscuță, dar să le dau jos din și mă aud doar pe mine singur și oamenii nu se te mai audă, bă, ce, dar să le dă, mă, taci-o, dacă lasă. Indiciu, ce, doamne, iartă-mă, indiciu să-ți dau, caut-o pe hartă, nici n-au trecut alea 2 minute după că de care am vorbit noi, dar să le, doamne, cât de prost e ăsta, în fine, așa, gata, hai că e mai liniștit acum, vedem că s-a supărat, bun, fraților, fiți atenți, în momentul de față, nu mai știu ce voiam să zic, dar practic e mult mai ușor așa, fiți atenți, hai că rămân așa, eu rămân așa, mai bine nu mai dau poțiunea, pentru că dacă dar să nu e aproape de mine, n-are rost să-mi dau poțiunea, așa că mi-o dau când îl văd aproape de mine, să mă transform, dar ideea e că el nu trebuie să mă vadă în același timp, că dacă mă vede, poate mă vede când îmi dau poțiunea, adică știți, dacă mă vede, oare cum să mă vadă, dar să nu mă vadă când îmi dau poțiunea, că e cam nașpa, dar nu știu unde s-a dus, prost, să iau să vorbim cu el, dar se, unde ești, mă? Bă, păi vorbește, mă, la căscuță, ca lumea, omule, că de-aia nu vreau să vorbesc cu tine, că nu știi să vorbești, zic că... Bă, nu, păi m-a prins, nu, bă, ce-aia, băi, hai că am revenit, că s-a întâmplat o problemă, dar sele, fii atent, mă, ok, uitați-vă, dar sele, păi, băi, m-a pun din nou, dar sele, și, adică, pentru că de-aia a intervenit o problemă, ai uitat, și că de ce, tu mai întrebi de ce, hai, mă, că deja mă nervezi, mă, omule, ia, tu caută-mă, dar sele, poți să mă cauți? Bă, ce faci, mă, fraiere? Ia, dar n-a văzut, nu cred că a văzut bine, că n-a văzut, bă, nu cred, cum a făcut invizibil, mă, bă, cât de prost sunt, îmi pierd trup, mamă, deci nu cred că, a căzut prostul, mamă, nu o să mai îmi dau niciodată ăsta de invizibilitate, cred că trebuie să am mare grijă când mi-l dau, că uitați-vă că mai rămâne pe acolo și să face și el invizibil, bă, era să mă prindă, fraților, dar nu și-a dat seama că e prost, doamne, era să mă prindă la troll, doamne, dar să, uite-ți pe acolo, ce faci, mă, pe acolo? Nu te caut, bravo,
Bă, vorbește-mă, Darusele, vorbește, doamne, iartă-mă cum trebuie în căscuța aia, stau și eu tare, Darusele, dacă te folosești căscuța aia, dacă nu rămâi pe... Dacă nu mă pun pe defense și nu te mai aud niciodată, Darusele, pe căscuța aia, ca idee. Ok, pa, ha, ok, hai să vedem, fiți atenți, hai că mă fac acest flower pot, să vedem. Dar ideea e să nu mă vadă mișcându-mă ca flower pot, bun. Ideea e să trebuie să știu și unde e prostul, că nu-l văd. Asta e chestia, acum, nici că nu-i v-ați ascuns, dar în același timp eu nu vreau să mă mai ascund, gen, să stau pe loc foarte, foarte mult. Vreau tot ce să mă duc după el, să facem niște activități mai interesante, că okay, avem și astea, ne folosim și de astea ca să facem într-un loc ca lumea, până la urmă. Un indiciu, Darusele, să îl vezi pe Ariciu la noapte, Darusele. Ce indiciu să-l dau, pe nici măcar nu știu. Bine, da, nu trebuie să știu unde ești tu, bă. Eu, Darusele, îl dau un indiciu galben, atâta pot să zic, Darusele, galben. Fiți atenți, în momentul de față, i-am zis galben. A, uitați-l acolo, eu i-am zis galben, dar eu practic o să stau undeva pe aici, nu stai exact pe galben. Ca să nu mă fac el oare cu... Mamă, o să spun că mi-e frică. Să spun că mi-e frică. Ok, hai că rămân aici înăuntru. Rămân aici, sper să nu-și dau seama. Deci uitați-l pe Darusele, cât de fraier e. Oare o să-și dau seama că eu sunt acest flower pot aici? Nu știu. O să-l cap pe fraierul meu, care o cheamă Rafael și știu că mă aude cam... Dar se oprește căscuța, tu nu vezi că nu știi să vorbești. Omule, oprește căscuța, lasă-mă să mă limpezesc și eu, să-mi limpezesc gândurile, să fiu și eu liniștit, dar se nu mă lași pe mine să fiu liniștit, să-mi văd de viața mea, să am o zi cât mai frumoasă, de nu știu ce zi este astăzi. Ok, s-am găsit pe Rafaele, bucinuc așa de, bă, de... Mamă, ce-am găsit, bă, Rafaeluțul locuri. Bă, dar înțele, cum adică? A fost chimerii tale, te-ai tăcat de bă, prostule. Sigma. A, nu, am crezut că plecase, dar înțele. Eu ți-am zis galben, adică înseamnă că ești pe unde sunt eu. Adică nu înțeleg de ce plecasei mai devreme. Da, oricum n-ai plecat de tot. Hai că te văd pe aici, bun, ce te plimbă pe acolo? Ce faci în casele alea? Ia intră. Ce fac, mă? Acum ce faci? Îți dai căscuța aia la cel mai mic sunet, dar înțele. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, faci de tău. Doamne, dar să le ce vorbești, mă, acolo? Mă, vorbește-mă în căscuță, omule, ca lumea, ce doar... Vorbești. Păi și unde o pui, dar să că te auzi așa de la depărtare, dar să le te auzi, ai văzut cum te auzi, da? Da, departare, e mult ca mine. Ce departare, mă, ce doar te departezi, o să vezi cu doi puncte, dar să le doamne, dar să le... Bă, mă, dacă ți-am zis galben, tu ce, doamne, iartă-mă, faci pe albastru? Uite, eu sunt pe galben. Păi da, mă, omule, dar ți-am zis o zonă cu galben, nu aia, că acolo e o insulă mică. Am zis la galben, omule, și dacă ți-am zis că te vedeam, că eram aproape, dar să le... Nu gândeai și tu pe bune, adică gen pe bune, nu gândeai și tu? Unde ți-ai dus, mă? Bă, nu pe... Nu sub pământ, mă, prostule. Ah, ok, alargă pe sus pământ. Bă, fraților, ați văzut, a venit aici. Dar eu am uitat, eu am rămas pe creativ aici. Când mi-am dat poțiunea să o am, practic. Și uitați-vă că prostul n-a putut să tea mine. Mamă, cât de trolie, adică uitați-vă cât de lejere. Mama, hai mă că-l trolez așa, că îmi place așa. N-are cum să mă găsească absolut niciodată, mă, fraților. Dar fiți atenți, hai să mă dau, fiți atenți. Bă, dar aș vrea să încerc să fac să meargă ăsta. Că dacă vede un ăsta mergând, oricum am văzut el un frunza aia de să mișca el, de s-a dat la o parte, de a dat în ea și așa. Dacă mă, nu poate să dea el. Și vede ăsta, cred că mișcându-se și așa, nu mă vede pe mine, pentru că n-are cum. Și dacă dă, vede că nu se întâmplă absolut nimic și nu-și dă seama. Mamă, deja cred că mă iară ceara. Deci, de la Stumble Guys o la mă iară ceara. Nu știu cum, dar mă iară ceara, sincer. De la Stumble Guys, bă, nu înțeleg. Doamne, te și-a fost acolo. Mamă, nu mai. Ce vrei, mă, dar să am zis la galben. Galben și verde. Verde închis. Adică sunt aproape schimbritele. Da, ești foarte, foarte aproape, dar să ești foarte aproape. Bun, hai să vedem. Ia, mă, ce faci în flyerul ăsta? Bun. Vreau să dau cu arcul, mă, ia, dar nu. Ok. Hei. Bă, stai puțin să nu vadă la. Să nu vadă. Bă, dar să le, ce faci, mă, omule? Ce faci? Unde ești? Că nu te mai văd. Ce, doamne, iartă-mă, vorbești mă acolo, dar înțeleg că nu te aud în loc, mă, ce, doamne, iartă-mă, îi fai la căscuța aia. Bă, se mișcă un pic în față, bă, nu mai sufla, mă, omule, dar înțeleg, ce se mișcă, mă? Se mișcă cana aia de floare, cana în care pun florile. Cum se mișcă, mă, cana? Păi, da, e vânt. Cana de flori, se mișcă unde cana de flori? Unde cana de flori, dar înțeleg, bă, se mișcă și moara aia. Tu nu vezi în partea aia din hartă. Să mișcă și moara aia. Adică să mișcă mai multe chestii de arsele. Uite cana de flori. Mă, lasă-mă cana aia de arsele. Caută-mă pe mine, că ești că în fața ascunselea. Ce? Okay, am uitat.
Mamă, de ce am răcit dar în serie? Din vina ta că țip așa că te... No, nu te mai suport dar în serie. Nu te mai suport, omule. Hai, mă, găsești odată sau nu? Unde să fiu dar în sele? Ți-am mai spus odată că sunt în partea aia dar în sele cu nisip cu Dalia. Dar tu de ce nu-ți dai seama unde aș putea să fiu? Nu știu, mă, Rafle, dacă nu, cam suspicios să fie antenă ca nu, fie antenă ca nu. Vreau ca tu să mă ajungi. Bă, bă, vezi că te pupă găina. Vreau ca tu să mă ajungi. Surcate, Rafael, miroase-l, da. Canu, miroase-l, 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 hai, miroase-l. Gata, o să te ajut în momentul de față, o să mă duc în partea aceea cu witch-ul, dar RSL, la witch, să-l iei de parici. Mă, ce doamne, tu faci, mă, după aia, că eu mă, la tine ești foarte prost, dar RSL. Păi, pe gata, Cana, ce gata, te miroase, hai, Canu, hai, Canu, după el, hai. Mă miroase Cana, de, mă cauți cu Cana, dar mă cauți cu Cana, dar RSL, mă cauți cu Cana. Ce cu Cana, mă, ce Cana visez, mă, ce mă cauți, mă, 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 tu cine, doamne, iar tu mă te crezi, mă, dar RSL, fiți atenți, hai, Canu, hai, o să-i găsesc, Rafael, o să-i găsesc, ha, ha, bă, Canu, unde ești, Canu, bă, fiți atenți, în momentul de față vreau să-mi dau asta jos ca să creadă cum ar veni că m-a găsit el pe mine pe aici. Lasă-o, pleacă. Bă, am plecat, pleacă. Bă, dă-te mă la par. Bă, lasă-mă. Bă, nu, mă, nu, e băgată într-o oală cu ciorbă. Normal că eram băgată în joc dacă tot vede pe hartă, tu gândești? Hai, mă, pune-te tu acum, dar RSL, eu te caut, da? Hai, du-te, pune-te... Ok, Rafael, da, Rafael, stai! Da, deci nu mai supărbă copilul ăsta, abia aștept să ajung acasă, mă, frate, mă ia și răcerea, incredibil așa ceva, abia aștept să ajung acasă, să mă pun în pat, să fie totul minunat. Băi, hai să vedem, acum trebuie să-l cauți pe fraierul ăsta, pa, hai că mi-e dor, până la urmă, adică trebuie să-l cauți pe fraierul ăsta, bă, dar RSL, fii atent, m-auzi, merge căscuța? Ok, în momentul de față... Mamă, deci răcesc, dar RSL, dar RSL, cred că ajung la spital, omule. Bă, cred că ajung la spital, omule, dar RSL. Bă, cred că acesta este cadou meu. Cum adică e cadou tău? Să mori, pleacă, uși, afară. Ok, stai puțin, că au căzut-o. Bun, vreau să-mi dai un indiciu, dar RSL, mamă, deci eu cred că... Mamă, deci abia trebuie să ajung neapărat acasă, dar RSL, că mie... Bă, dar albastru! Mi-e frică rău de tot, dar RSL, trebuie să ajung neapărat acasă, pe bune, deci... Cred că mă iau o roceală groaznică, dar RSL, pe bune, nu mai suport. Ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă? Hai odată, vezi, ce fel de albastru? Înghis! Bă, da, gen, vezi albastru, da, vezi mult albastru sau puțin albastru? Mult! Ok, bun, hai să vedem. Unde, doamne, ia fiți atenți, ok, bun, albastru închis. Bă, fii atent, întrebare, bă, da, stai, doar aici e albastru închis, sau? Mai e pe undeva? Ești undeva de desubt, cumva? Da! Păi și albastru închis sau deschis, mă, omule? Că nu înțeleg. Cum adică albastru închis? Că eu văd numai albastru... Mă, de desubt eu văd numai albastru deschis. Eu nu țin minte să fie vreun albastru închis. Ce albastru închis? Păi unde fiți, mă, tu albastru închis dacă e numai albastru deschis pe dedesubt? Pentru că eu așa țin minte, în fiecare locul de dedesubt, în fiecare locul care se află de dedesubt, e... Mă, deci chiar nu mai pot să mai vorbesc, dar în sele. Nu, ce fraier! Ok, bun. Ia, mă, unde... deci fiți atenți. Am o presimțire că se află prost aici. Mamă, deci nu mai pot. Nu e aici, mă. Unde-i, mă, ăsta? Mă, unde ești, mă? Bă, da mai indiciu pe bune. Văd portocaliu. Și la afară de portocaliu mai vezi ceva? Nu pot să zic că nu pot să fie prea ușor. Da, ești într-o piramidă, nu-i așa? Nu știu. Da, ești aici în piramidă. Altundeva, sincer, n-ai unde să fii. Pentru că, adică, de fapt, bă, da, mă, dar nu e albastru aici, mă, frate. Doamne, iartă-mă. Bă, ce așa de... Bă, ce e așa de greu, pe bune, mamă, deci nu mai, mamă, nu mai am voce, dar RSL, mamă, cred că, dar RSL chiar nu mai am voce, mamă, deci trebuie să te găsesc imediat, bă, dă mai multe indicii, te rog, că nu vreau, fii atent, acum mai pun 2 minute, dar RSL, 2 minute maxim mai pun, să dăm aici drum la cronometru, deci 2 minute, dar RSL, maxim, în care trebuie să te caut și nu... Mamă, deci cred că, mamă, sper totuși să reușesc măcar să te găsesc, să te, nu să te găsesc neapărat, sper totuși să nu răcesc, să ajungem cu bine acasă, să nu mai ia curățenia la dată, că deja nu mai pot să mai... Rafele, Rafele, unde ești? Cred că am descoperit ceva, ia mă, zi pe bune, unde ești? Ești în interior sau de des? Am ieșit din templu. Din templu? Bă, pe unde ai fost, bă? Bă, unde a fost, mă, prostul ăsta? Unde a fost? Unde intră, mă, prostul? O să am văzut ceva aici? Nu. Ba, dar să le unde te iertă, uite. Ok, bun, hai să vedem. Deci te, cred că te duci pe undeva pe aici. Nu, nu ești aici. În dreapta. Altundeva nu te duci pe aici, gata. Ce faci? Da, tu cred că te joci cu mine acum. Te miști pe aici în continuu, dar să le stânga dreapta și cam asta e. Ok, bun. Ok, așa. Și unde ești, mă? Unde ești, mă? Ia. Opa. Fiți atenți. Și aici? Și aici? A, pe aici era lucru.
Mă, unde te-ai dus, mă? Bă, ce pași, Rafale, bă, Rafale, ești fix acolo, Rafale. Dar de ce nu vii, Rafale? De ce ai chiu pe minus? Unde ești, mă? Mă, tu ai spart blocuri și le-ai pus peste, cred că. Altceva nu-mi explic. Ăsta prostul 100% a spart blocuri și le-a pus peste. Bă, sper că nu m-a văzut. Bă, sper că nu m-a văzut. Rafale, unde ești? Bă, dar să... Mă, ce f... Așa... Mă, tu ai pus bloc peste aici, fraiere, că nu era asta, te-am văzut, bă, cât... Bă, era! Bă... What? Băi, cu... Aaa, păi asta de intrase mai aici, mă, da, mi-aduc aminte, dar nu mai știu... Dar nu mai știu pe unde intrase, nu mai știu ce se întâmplă... În fine, hai că a fost cea mai ciudată experiență. Dar pe Rafale! Bă, prostule, pe... Aaa, prin partea asta... Bă, da... Bă, nu... Nu mai pot, cred că ajung la spital, fraților, nu mai, hai, pa, pa. Bine, Rafale, fii antre, Rafale, eu stăteam la spital. Oh, băft, oh, mamă, deci mi-au șau. Mamă, deci chiar am răcit, bă, nu-mi vine să credă e, doamne, deci chiar am răcit și abia mă pot mișca din patul ăsta, doamne, deci am răcit, mă, doamne, deci, nu înțeleg de ce am vrut eu să mă duc cu Darius-ul acolo la fața scunselea să fac toate tâmpenile alea cu el, bă, da, abia mă ridic din pat, bă, nu mai pun, stați-mă puțin că trebuie să ajung repede la spital, mă, dar sunt pe fraierul ăsta să mă duc, chiar nu mai pot să mă mai mișc, bă, doamne, bă, cea mai proastă idee că am fost ieri la spital, doamne, nici nu mai, uitați-vă, gândul meu e la spital, vreau să mă fac o dată bine că am răcit rău de tot și nu mai, deci chiar nu mai pot. Mă, mișu un somn, da. Alo, Darusel? Ce? Darusel? Ce vrei? Bă, mă auzi? Bă, ia zi, Rafale, ai răcit? Da, mă, da, ți-am zis că răcit, dacă am țipat așa după tine și am transpirat alergându-te, doamne, Darusel, te-am transpirat alergându-te, ai vină, bă, Darusel, deci chiar abia, stai puțin, abia mă pot mișca, ascultă-mă, Darusel, că abia mă, nu, nici nu pot să vorbesc foarte bine, abia mă pot mișca. Da, vorbești mai repede, mortule. Păi nu prea mă pot mișca, Darusel, am nevoie să merg la spital, să vedem ce spune doctorul, să vină repede la mine acasă. Ce vii, mă, în câte secunde? Ce vii, doamne, bă, închis, mă, doamne, deci mă toare... Bă, ce? Bă, ce fac? Bă, ce? Bă, ce-a făcut? Bă, ce fac, mă? Bă, cum ai băgat o mașină în casă? Bă, Rafale, ce faci? Bă, ce faci, mă, cu mașina în casă? Ai delete? Rafale, dar să-mi scrie vreo secunde. Mi-ai zis că vin... Unde erai, mă, tu erai aici? Darusel, hai repede, că-ți dau și ție răceala, hai repede, hai să mă duce. Mă, ce, mă? Păi tău mașina la parte că nu pot să ies, Darusel, alo. Mă, ce? Urcă, Rafale! Bă, tu ești nebun, ăsta a intrat cu ambulanța în casă, doamne, cât de nebun e. Hai, Darusel, dar cum, doamne, iartă, mai intrat? Cum ai urcat, mă? Dă-te, mai mă, că am nevoie, Darusel, să-i zic că nu prea mă pot mișca. Hai, mă, tată, să mergem. Darusel, păi, ce fac? Mă, ce fac? Mă, cum ai intrat, mă, cu ăsta în casă? Bă, Darusel, mor, Darusel, ai repede la spital, hai pe jos, te rog. Aici, prostule, Darusel, vino repede, ajută-mă, Darusel, nu pot să mă mișc bine, bă, sunt răcit rău de tot. Rafale, vino! Ce, mă? Urcă! Doamne, hai odată, Darusel. Bă, ce fai, bă? Bă, lasă-mă, bă, nu uite. Bă, ce trebuie? Doamne, Darusel, stai puțin, nu spărzi, ce am umat în pitule. Doamne, Darusel, ajutor. Bă, viața da, e important. Doamne, de cine m-a pus să mă duc eu să-l trolez la vață cum să le ia fraților ieri, că uitați-vă că am răcit rău de tot. Hai, Darusel, doamne, cum, doamne, iartă, m-a intrat, mă, ăla cu mașina. Scrieți acolo în comentarii că eu habar n-am cum a intrat ăsta. Scrieți voi cum credeți că a intrat. Hai, Darusel, la spital mai repede. Hai. Să rămână, da, de... Mamă, deci chiar salut, băieți, ceva de ce pe aici, păi, vreau să mă duc la domnul doctor, că am răcit, am fost ieri, m-am jucat cu Darusel și am transpirat la tot și m-a răcea la rău de tot. Ce faci, mă, ce-mi tai, mă, lasă-mă în pace, da, hai că mă duc acum. Ce sirop pentru proști, mă, pe bea-l, mă, tu, du-te, da. Doamne, Darusel, lasă-mă, bună ziua, domnul doctor, bună ziua, să... Ia-o loc, Rafael, fă-te comod, Darusel, du-te și adu-i un ceai de la doamna doctoră, vorbește cu aceasta. Auzi, Darusel, du-te și adu-i un ceai repede, du-te. Ok, acum, Rafael, spune mai multe detalii ce s-a întâmplat, păi, hai că iau loc acum, domnul doctor, ce să vă spun, adică mă simt bibi și somn și pe lângă asta am răcit super rău aseară. Mă, ce facem ăla pe acolo, doamne, să bășiște, Darusel, în fine, am fost cu Darusel și am răcit extrem grav și ne-am jucat și am răcit pentru că l-am alergat pe fraier, adică, stați puțin. Darusel, unde ești? Ai vino. Ia!
Hai, mersi, bă, dar asta e ce să e supă, dar asta e supă, bă, dar este, da, e bună și asta, supă călduță. Mulțumesc, mulțumesc. Da, da, da. A, și asta e ceai, bă, cred că ajung să fac mare diaree pe mine, dar înțele, dacă beau și ceai și supă și toate astea. Da, domnul doctor, adică, da. Cam atât, ce mai dai, bă, lasă-o cu prostiile astea, dar înțele, dar așa, mă, ăla cred că se la dați, dar înțele. Da, domnul doctor, adică, da, nu știu, ați putea să mă ajutați și pe mine, că am răcit și mie să nu dăciți foarte, foarte rău, adică, nu știu, da. Faza e că ieri totuși eram puțin mai rău, sincer. Adică, acum parcă am stări așa de somnolență, parcă mi-e foarte, foarte somn, nu știu, adică îmi vine acum să doar. Adică nu mă mai pot mișca. Ce mă doare capul, fraților, de ce sunt la o masă aici? Deci m-a luat somnul rău de tot la asta și... Mă, unde... Mă, ce e asta? Unde mă aflu? Păpușa. Păi mi se pare cunoscut locul ăsta. De ce mi se pare ceva cunoscut? Păi ce e locul ăsta? Păi stai puțin. Păi era în spital. Asta nu e spitalul. Sau e o cameră de spital. Ce doamne iertă? Doamne ce ok. Ce doamne iartă-mă se întâmplă? Da, nimic suspect. Adică pe bune. Hai să ne vedem. Ne uităm prin partea asta. Păi stai puțin mă. Mă hai Darcel. Mă Darcel. Bă. Bă. Ce faci mă? Bă. Dar se... Doamne, dar se... De ce ai mă de face așa? Mă, ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă aici, mă, fraților? Mă, ce e asta? Mă, ce... Mă, ce are... Mă, ok, știi ceva? Hai că nu mai bag în seama pe copilul ăla brain rot, că deja mă enervează. Dar se... Mamă, deci... Au răcit rău de tot, doamne. Deci îmi trebuia mie răcel. Uitați-vă ce sunt... Dar se... Dar se... Dar se, ce faci? Dar... Mă, dar ce te spare așa repede din sănine? Ce, doamne, iertă-mă, se întâmplă? Doamne, ok, ok, bă, eu doar eram răcit, adică, ce sunt cu stările astea de somnolență și, bă, sper că e un vis ăsta, nu? Adică, ce... Darcel? Darcel? Bă, Darcel, stai, hai, te rog, dar ce, cum am ajuns aici? Vreau înapoi la doctor. M-am făcut bine, Darcel? Doamne, ce doamne ea? Hai mă, dar să ne mai fie simțit așa, că nu mai pot, doamne, mă toare... Doamne, deci, în fine, hai să mergem, doamne, și doamne, trebuie să scap de aici, că nu știu ce, doamne, iartă-mă să întâmple... Bă, dar să-l ce e locul ăsta, cum am ajuns aici, parcă mi se pare cunoscut, zici și mie, bă. Ce, doamne, iartă-mă ăsta, doamne, deci nu mai bag în seama pe copilul ăsta, că deja mă enervează rău de tot. Ok, hai să mergem în partea asta și, adică, poate ce e același... Darcel? Bă, ce se întâmplă aici? Alo? Darcel? S-a închis ușa. Bă, mamă, fraților, bă, dar doar am vrut să merg la spital, ce se întâmplă? Deci eu eram răcit și am vrut să merg doar la spital și starea de somnolență, am adormit și dintr-o dată m-am trezit aici. De ce? Doamne, iartă-mă, mi s-a întâmplat așa ceva, ce înseamnă asta? E un vis sau ce? Explicați-mi și mie, vă rog, că nu știu, explicați-mi, chiar vă rog să-mi explicați, adică nu înțeleg nimic. Doamne, iartă-mă, ok, hai repede să mergem aici, că mi-e frică rău de tot, nu mai pot, deci chiar mi-e frică. Și după ce cap iară, ce sunt cu astea pe aici? Mă, nu mai vreau. Doamne. Bă, ce, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat aici? Bă, ajutați-mă pe mine. Bă, vă rog, pe bune, ce înseamnă? Ok. Bună, da, bă, de ce se mișcă cutiile astea pe aici? What the fuck, doamne, ce, doamne, iartă-mă. Ce, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat, mă, pe aici? Bă, cum adică, mă? Mă, e un pic de... Mamă, și e frig rău în camera asta, trebuie să ies neapărat aici, că nu mai pot de frig. Doamne, bă, Darcel, Darcel, ajută-mă, te rog, Darcel, unde ești? Bă, dar cine e ăla? Nu, bă, ăsta e un vis, nu? Ăsta cred că e... Bă, ce-am văzut acolo? Ok, nu e nimic, nu? Da, poți să ies? Alo, cineva? Darcel? Darcel? Vină, te rog, Darcel, nu mai... Darcel? Am altceva? Darcel? Alo? Ce? Bă, nu mai pot. Nu, vreau acasă mai repede. Ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă aici? Unde e Darcel? Darcel, ajută-mă, te rog frumos! O baie? Cum adică? Bă, nu mai pot. Mă, de ce arată așa? Uitați-vă la mine! Mamă! Bă, mă, ce de tu cine ești, bă? Mamă, la... Mamă, deci chiar nu pot, bă, nu pot să fac nimic, fraților. Sunt răcit, rău de tot.
Încă mi-e somn așa puțin, adică nu știu ce se întâmplă. Parcă mă ia somnul rău de tot. Bă, deci chiar a fost un... Doamne, dar să nu mai pot. Doamne, deci ce știi? Dacă știi ce am visat, deci nu... Nu. Ce parafine, mă, parafine, dar tu timpul cu fete, mi-ești la parafine, că te-am ajut cu făcere. Dacă am mai cicat, nu cred. Ce vorbești mă acolo, dar stai că sunt răcit. Domnul doctor, ce a mai spus domnul doctor? Ce trebuie? Hai că, mamă, deci mă ia cu căldură acum, nu știu, cu frig, cu căldură, mă ia cu frisoane, nu știu cu ce mă ia, dar să le... Munciți, oameni, domnul doctor, acum ce se întâmplă? Adică doar atât a fost, mi-a dat alea, adică, dar să ce a mai spus domnul doctor? Rafale, a zis că tu ai prea multe distracții, Rafale, adică tu te pui cu fete, nu știu, Rafale, dar ce asta? Mă, ce vorbești mă acolo? Tu, în culmerea, Rafale, făceai... Ce fete, doamne, iartă-mă, am visat ceva paranormal, dar se deșirea și tu pe acolo, doamne, iartă-mă, doamne. Adică și eu, adică Rafale, și eu mă pun cu fete, tu da, probabil în vis te pup cu fete, dar rest nu știu, dar să-l ce-a spus domnul doctor când dormeam, ce trebuie să mai fac aici la spital, că deja parcă, adică într-un fel parcă mă simt mai bine, nu mai am starea aia de somnolență, dar nu știu, adică tot așa am, tot așa sunt răcit. Că trebuie să iau un paracetamol! Trebuie să iau un paracetamol! Doamne, dar să le, și ceva, hai lasă-mă în pace, ia pleacă-mă de aici, ia pleacă, că nu mai am nevoie de ajutorul tău, mersi, dar să le, vezi cum scoți ambulanța aia din casă, că ai mers cu ambulanța în casă, acolo rămas. Darusele, nu știu cum ai intrat. Bă, ce vreau? Astăzi este ziua lui Darusele norocoasă și ziua ghinionistă a mea. De ce vă întrebați? Oare de ce? Băi, fraților, vreau să vă spun în felul următor. Astăzi, ceea ce va construi Darusele va primi de la mine dacă va construi foarte, foarte bine. Și Darusele, ce faci, bă? Mă, ce faci, mă? Alo? Bă, Pumpkin, bă, n-avem nevoie, bă! Ce cumpără, mă, dar să le mai e până la Halloween, mă, din bine, doamne, te-ai ascuns într-un pumpkin, ești tu... Ești tot la cutia, Rafale, bă, Rafale, ești de tot la cutia, că încap și un cutie, Rafale, dar, bă, Rafale, dar tu unii, Rafale, hai că vin, au! Bă, prost, doamne, dă-ți seama că nu vezi nimic, ei coboară din ea, doamne, iartă-mă, dar să le, doamne, cât de prost e copilul ăsta, încă n-a venit, mă, Halloween, tu, cata, dar să le, cata, fii atent, astăzi, dar să le, ai dat o comandă, vrei să spui de alea, ok? Bine, vei mai putea face rost de niște obiecte pe gratis, dar să le, dar fii atent cum se va întâmpla asta, că oarecum nu trebuie, nu e chiar așa pe gratis, adică nu dai banii pe obiecte, doar că trebuie să construiești, dar să le, și dacă construiești cât mai aproape de acel obiect care să semene, să-mi dau seama eu, practic, pentru că astăzi, dar să le, hai să zic cât mai repede, eu să te pun să construiești un anumit lucru, dar să le, un obiect, ori te pun să construiești ce vrei tu, ori zic eu un lucru la alegere, iar dacă construiești cât mai bine, eu practic o să-ți cumpăr acel lucru, dar ai timp la dispoziție ori un minut, ori două, ori trei minute, mai mult nu ai, dar să le, așa că trebuie să te grăbești, să faci totul foarte, foarte bine, adică dacă e să faci o mașină, de exemplu, trebuie să faci foarte bine, dacă e să faci un tumbelol, că ai nevoie să te arunci în el cu capul, dar să le, ar fi foarte bine, adică știi ce zic, nu mai dau prea multe detalii, hai să înceapă challenge-ul! Pentru prima rundă, Darusel, mă gândeam, bă, Darusel, nu ți-e foame și ți-e așa un pic? Ai mâncat ceva astăzi? Ia spune, ce ai mâncat tu astăzi? Rafael, da, s-a mâncat, nu! Ai mâncat pământ, mă, ai băut, Darusel, n-ai mâncat. Ei bine, pentru prima, Darusel, o să-l dau acest cookie, Darusel, pe care tu, practic, n-ai voie să-l... Bă, nu mânca, bă, acum! Doamne, Darusel, ok, fii atent, Darusel, așa, scuipă, bă, Darusel, fii atent. Tu o să câștigi, practic, ai mâncat, tu nu trebuie să mai faci rost de altul, dar știi ceva, Darusel, dacă... Acum, hai să te văd, trebuie să construiești neapărat, dacă nu-l construiești, Darusel, acel cookie și s-ar putea acum chiar să nu mai ai tu după ce să te iei, așa că ești prost, că ai mâncat, că practic nu-ți mai dai seama, mai ai din el, ok, bun, Darusel, apucă-te să construiești acum repede, pentru că, Darusel, tu dacă nu-l construiești pe acesta rundă următoare, nu o să primești absolut nimic, Darusel, adică se anulează o rundă și ai pierdut și, practic, îmi dai și 50 de lei. Eu ți-am dat unul, mă, pe ăsta, dar să le Oreo, tu nu-l vezi, ăsta ți l-am dat, hai, ia... Bă, dar să le vrei, ce-ți dau eu, dar să le, dacă nu mai primești absolut nimic și gata, ți-am zis, deja ai mâncat din el, dar să le, normal că nu mai vrei dacă deja ai mâncat, iar mă, nu-și, bă, prostule, ok, două, dar să le, deci două runde, dar să le, dacă, hai, apucă-te odată! Acum, stai, ca ceva, brunești, pășa, brunete era și ea? Ok,
ok, dar să le fii atent, o să ai... Păi ce, doamne? Mamă, dar să le faci mare vom acolo, nu înțeleg, dar am dat drumul la cronometru, dar să le ai maxim un minut și jumate, dar să le la dispoziție. Hai că ziceam să-l dau un minut. Bă, ce, două minute și jumate, mă, un minut, dar să le hai mai repede. 10 secunde au trecut deja. Băi, oameni buni, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că Darius se va descurca, dacă credeți că o să facă, dacă o să reușească să construiască acest cookie, iar dacă îl va construi, practic, eu îl voi cumpăra. Deja am zis că l-am mâncat, că i-am dat așa reprezentativ, prost, e prost, la urmă, dar hai să vedem dacă reușește, pentru că dacă nu reușește, runda următoare se anulează și o să-mi dea și el 50 de lei și nici nu o să primească ce o să fie în altă rundă. Ok, hai să vedem, dar să mai ai 30 de secunde, asta vreau să spun, hai repede, dar să le că mai... Bă, un minut, nu un minut jumate, un minut, dar să le 40 de secunde mai, 20 de secunde mai, dar să le... Hai, că n-ai timp, hai repede, hai repede. Eu, are timp, bă, scrie acolo în comentarii, dați acolo subscribe dacă crezi că mai are timp și like dacă credeți că nu mai are timp. Eu zic, bă, hai că mai are, gata, mă, dar să le... Hai, bă, repede, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, și stop, dar să le... dar să le... Nu auzi, dar să le lasă să vezi ce n-o să aud eu la rundele alea mai șmechere, dar să le când e o rundă mai șmechere, să... Bravo, mă, dar să le aia că te-ai destrucut. Da, gata timpul, am spus odată, mă, domnul doctor, ce, doamne, iartă-mă, stai cu aia, zici că prezinți horoscopul, ce, doamne, iartă-mă, prezinți acolo, dar să le ai... Bravo, mă, dar să le prima rundă, ai trecut-o cu succes, hai să vedem a doua rundă. Pentru a doua rundă, dar să le... Doamne, cât de prost ești, dar să le... Ok, pentru a doua rundă, dar să le... Ai ca referință aici, după care... Unde dispăr, mă, prostul? Bă, m-am mânecat și a dispărut. Mă, ce fai, m-am făcut magie. Dar să unde ești, mă? A, păi nu mai vrei? Bine, mă, dar zile, pentru mine e perfect. Adică nu o să mai primești obiecte, nu mai primești nimic. Poate ajungeam la o mașină, poate ajungeam la niște burger, dar zile, e bine, nu o să mai primești absolut nimic. Aia, dacă ești fraier, mor fraier. Vezi box asta, dar zile, e bine, asta trebuie să construiești acum în 2 minute, star cronometru și tu o să primești pentru a asculta. Bă, să construiești, mă, prostul, nu să pui din asta mea, dar zile, ai repede, ai 2 minute la dispoziție. Dacă nu construiești, nu o să primești asta. Și voi ce spuneți? Credeți că o să reușească, dar să-l deja pe mine încă surăci, sincer, și hai să mănâncăm cookie și să așteptăm pe Darcel să vedem dacă să reușească în 2 minute să construiască această boxă, practic în 2 minute, dacă reușește el. Păi eu totuși am încredere, așa, dar fac că prea să mișc el puțin cam lent și gândiți-vă că atunci când o să vină o asta cu mașină sau cu burger sau cu telefon sau cu chestii de genul, o să fie cam greu pentru el, că vedem că deja se mișcă, dar de fapt se mișcă ochiul, dar mai are 4, deci 4 de secunde au trecut, dar să le mai ai 1 minut și 20 de secunde, ceva de genul pe acolo. Eu nu știu dacă o să termin, dar da, voi ce credeți? O să termin sau nu? Hai să vedem. Mai sunt... Că nu o să termin, frate, uite-o la piață. E doamna boxa de mari, capul tot de mari și tu vezi să o fac eu. Doamne, chiar asta da și mâine te zicea. Doamne, dar să le, păi dacă vorbești ca prost așa, dar să le, și nu ești atent acolo să construiești, logic că nu o să reușești să construiești tu treaba asta, mă, dar să le, că mai ai un minut. Să construiești. Mai 50 de secunde, dar să le construiești aici. Hai, mă, omule, doamne, păi dacă te miști greu, mă, cât de greu te miști, dar să le, nu cred că o să reușești, mă, doar prima, măcar ai reușit tu să mănânci ceva, dar să le, boxă, probabil nu cred că ai nevoie, dar tot nu vrei să construiești așa repede, că văd că te ești cam lent, dar să le, nu ești tu așa foarte, foarte priceput, dar să le, las. Hai, construiește, mai 30 de secunde, dar să le, 30 de secunde și la stop. Am zis stop și gata, nu mai facem ca acolo să mai ai tu 3-4 secunde să termine aia. Dacă n-ai făcut-o, n-ai făcut-o și gata. Bă, da, dar Sela asta nu arată ca box, adică trebuie să duci mai mult în sus și mai sunt 20 de secunde, dar Sela și trebuie să faci și eu aici pe jumătate, alo. Hai, mă! Păi pune, hai! Bă, ce faci? Aolo, uitați-vă cum e ăsta aici și cum face dar Sela. 5, 4, 3, 2, 1 și stop, dar Sela, gata. În primul rând, hai să vedem dacă a construit bine sau nu. Bă, dacă mă uit așa, nu mi se pare foarte, foarte, dar încercați ceva de genul, dar uitați, aceasta este boxa practic, iar acesta este lucrul pe care Darius l-a construit. După părerea mea, trebuia să facă asta mai mare în sus și aici să facă și el ca lumea, că a pus doar un difuzor așa micuț. Păi nu știu dacă merită boxa aceasta. Voi ce spuneți, merită sau nu? Uite și aici nu prea a făcut cum e ăsta. Adică uitați acolo, aici trebuia să facă... Așa trebuia să faci. Doamne, dar să nu mai batem o joc, omule. Bine, lasă că mănânc eu burgerii tăi, dar sine, dacă nu vii. Dacă nu... Bă, dar să le, ce să zic, bă, hai mă că totuși îți dai o boxa asta pentru tine, dar să le poftim, dar să le poftim această boxă, ai grijă de ea, dar să le, să nu nebunești tu vecinii, dar să le, sau pe mine cu ea, sau pe maica ta, în fine, dar să le, ceea ce vreau să spun acum, hai să trecem la a treia rundă și să vedem dacă dar să le se va descurca sau nu, voi ce spune? Da, da.
Dar înainte de toate vreau să scrieți chiar și curios la fiecare rundă să dați note în comentarii, adică practic ce note îi dați la cookie-ul la acesta, ce note îi dați la boxa aceasta pe care Darusel l-a făcut-o și la următoarele care o să apară. Hai să vedem cu ce o să ne aștepte Darusel, adică cu ce o să-l aștepte pe Darusel să construiască și ce o să reușească. Copil prostuț, uitați-vă la el, să uită la un copac, el e copil copac. Pentru a treia rundă Darusel trebuie să construiască un Cybertruck, iar dacă îl va construi foarte bine o să-l primească. Voi ce spuneți? Va face asta? Dați subscribe dacă credeți că da și like dacă credeți că nu. Ce? Bără, Freda, cum fac eu un Cybertruck? Nu s-a pus nimic de bă, în 3 minute? Mă scobesc că n-am strafare, dar ce prost ești atât. Doamne, dar să le descobești în asta în 3 minute. Păi o să-ți dau 3 minute jumătate, dar să le pentru această rândă. Și o zic în momentul de față, star cronometru, dar să le. Hai să vedem dacă reușește prostul acesta să construiască un Cybertruck în 3 minute. În 3 minute jumate, mă fobă Cybertruck-ul, dar să nu-ți mai bate joc, că din bine o să-l pierzi practic. Dacă nu, o să-l pierzi, Darusel, adică nu e vina mea, îți dau 3 minute, nu, îți dau 3 minute pentru asta, nu îți dau 3 minute jumate, 3 minute la dispoziție să-i... Bă, dar de ce nu-mi dai, bă, mai multe, bă, Darusel, da, mă, da, cine să te iubească, bă, Darusel, în primul rând ar trebui să nu mai comentezi așa și să te apuci acolo să construiești Cybertruck-ul, că dacă nu, Darusel, o să pierzi și nu o să primești absolut nimic, Darusel, adică, pe bune, nu înțeleg la ce te aștepți tu, Darusel, chiar nu înțeleg la ce te aștepți. Ce faci tu aici, ea? Ăsta-i Cybertruck! Doamne, dacă ăsta-i Cybertruck, nu știu ce o să facă prost ăsta, dar o să-l vă bine și oricum e bine, că așa ar trebui să dai foarte, foarte mulți bani, fraților, și nu o să dau, dar da, spuneți acolo în comentarii, va reuși sau nu? A trecut fix un minut, Darusel, ăsta Cybertruck, dacă e ăsta, eu cred că mă arunc direct în râul acesta, Darusel. Doamne, Darusel, gata, apucă-te aici, construiește, nu mai sta așa să mă jignești pe mine, să mă faci pe mine ură, Darusel, că uitându-mă la mine și uitându-mă la tine, cred că se știe care e la ură dintre noi, Darusel. În primul rând, eu n-am bale la gură și eu n-am răhățel pe Pampers. În primul rând, eu nu port Pampers, Darusel, că sunt mare, tu și când ești mare, nu, tot, doamne, de, e prost copilul ăsta. O minut jumate mai ai, Darusel, jumătate din timp mai ai, atât vreau să zic, nu știu ce să fac, dar nu o să reușești, Darusel, tu ai făcut... Deci, mă, ce faci aici? Mai, doamne, mai un minut are să le ești prost. Da, tu? Nu reușește, bă, băieți. Băi, era sigur, sincer, că nu o să reușească. Dar cine știe, poate va reuși. Dar nu mai are timp, mai este ab fix un minut. Un minut și 55 de secunde mai are, dar să la dispoziție. Adică, de fapt, ce un minut și 55 de secunde? Că mai are 55 de secunde, 50 de secunde mai are. 9 minute, doamne. Bă, ce-a făcut, mă, ăsta, doamne? Doamne, cum să faci, mă? Dacă ăsta-i Cybertruck, mă, fraților, adică... Cred că și eu într-un minut făcea mai bine, sincer. Chiar făcea mai bine într-un minut, mă gândesc, sincer. Dar nu știe, fraier, uitați, au trecut 2 minute jumate mare. Bă, mai ai 30 de minute. Ăsta vrei să spui tu mie că e Cybertruck-ul, Darusel? Bă, dar asta, asta ce, doamne, iartă-mă, e Darusel, e navă spațială, e un cub, ce e, că Cybertruck, o casă, Cybertruck, nici de cum nu e asta. Păi ia pus lumini. Dacă asta e Cybertruck, ține, Darusel, mă, cred că te ajut eu să arate mai degrabă ca un Cybertruck, mă, pe bune, adică dacă fac așa, parcă mai dă ca un Cybertruck. Da, n-a reușit, au trecut 3 minute, Darusel, ești un fraier, ai reușit și tu o singură rundă, o rândă ți-am dat eu așa boxa aia, a treia rândă, nu te-ai descurcat. E pușuș de casă. Doamne, Darusel, bă, dar deloc nu te pricie, mă, copile. Am făcut bine sau nu? Am câștigat Cybertruck-ul. Da, doamne, iartă, m-ai câștigat fix. Știi ce ai câștigat, Darusel? Dați sus, l-am câștigat sau nu? Ce să câștigi, mă, omule? Tu vezi ce-i construit? Votați, vă rog, acolo în comentarii care este construcția voastră preferată făcută de Darusel. Aceasta este prima construcție, un cookie, adică o prăjiturică, și Darusel, bă, nu știu ce notă o să-i dați voi, dar să spuneți dacă... Deja era foame. Aceasta este o boxă și este a doua construcție pe care acesta a făcut-o. Vedem că a început să aplaude și acesta este un Cybertruck. Doamne, mie milă, doamne, mie rușine cu ce a făcut. Dacă ăsta e Cybertruck, bă, n-a reușit să facă absolut nimic. Dar scrieți acolo în comentarii care este construcția voastră favorită și dați subscribe dacă a reușit măcar una să facă cât de cât ok. Cum îl vei trola pe Darusel 2012 într-o casă bântuită aici de față cu fantomele în Minecraft? Ei bine, după cum puteți vedea, am aici o puțină de invizibilitate. O să mă fac invizibil, practic. Practic, el dacă s-ascunde, că în momentul acesta eu i-a zis, Darusel, bă, du-te înainte și ascunde-te. Eu, practic, eu pe el o să-l găsesc și
dacă îmi dau invizibilitatea, pot să mă pun tip-til-tip-til, să apar dintr-o dată lângă el și el să nu-și dea seama. Și pot să fac mai multe chestii și când mă ascund eu și toate chestiile de genul, dar obstacolul nostru este fantoma din casă, bineînțeles, și trebuie să căutăm și fantoma, să descoperim ce fantoma este în același timp. Așa că eu o să iau de aici un MF, dacă mai... Mamă, și cred că le-am luat pe toate, nu le-am luat, ok, bun, hai că iau astea două, de astea am nevoie atâta, le iau după mine și să uităm acum să înceapă distracția și hai să dăm drumul la căscut să vorbim și cu Darusel. Darusel, ce faci, bă, vorbești cu aia, bă, Darusel, unde ești, mă? Bă, prostule, a, nu știu ce, bă, tu... Adult, bă, știi că eu te aud când dai cu ăla, nu? Adică, bă, ascunde-te, mă, că și când v-ați bă, unde ai dispărut? Bă, unde ai dispărut, mă? Mă, ce-a făcut? Bă, ce face? Bă, ce face, mă, prostul? Ha, mă, Darusel, ascunde-te! Bă, dar găsați puțin, că deja, de fapt, s-a ascuns dacă nu mai găsesc, dar... Hai să dăm drumul și la ăsta dacă merge. Bă, de ce nu merge? Darusel, mie nu merge termometru! Bă, nu știu! Nu merge! Păi nu merge nicăieri, tu unde ești, mă? Unde ești? Aici! Bă, ai scris? Cui? De ce ai pus mai evidență ghostwriting, Darusel, dacă n-a fost niciun ghostwriting? Așa, mă... A, bă, unde te-am... Bă, unde te-am iertă, mă, te-ai dus, mă? Bă! Ce s-au de, mă? Bă! E un afară, e un afară cu mașina, bă, e un afară cu mașina, ce doamne, tu se întâmplă? Bă, nu-i, era aici, bă, ce faci mai aici la mașină, pe unde intră, mă, doamne, iartă-mă, ce doamne, iartă-mă, se întâmplă mai aici, dar se, cum doamne, iartă-mă? Ai, bă, pe aici sau pe aici? Pe unde, pe aici e mașina, ia. Bă, și ce mașină e asta? Bă, nu e nicio mașină aici. Bă, de ce s-a auzit o mașină? Dar să-l tu ai auzit-o? Da! Bă, tu, bă, ce s-a întâmplat, mă? Bă! Nu știu! Bă, stai puțin! What the fuck? Ce ta... Bă, eu nu știu unde ai dispărut. Bă, ce? Bă, dar de ce nu merge, mă, termometrul ăsta? Ce... Bă, e totul ciudat aici, cred că e blocul ciudat, băguit, nu știu ce, doamne iartă, mă, s-a întâmplat, adică nici termometrul, nici absolut nimic, ia, pe aici nu ești, mă, unde, doamne iartă, mă, te ascunzi, mă, dar să le puteai, e grea, nu pare așa de grea harta, dar în același timp vedem că e grea, ia, mă, e pe aici, pe undeva, mă, nu e, mă, pe aici, unde ești, mă, dă un indiciu. Vezi ceva albastru? Ok, bun. Apoi în partea asta, asta... Bine, poți să zici tu că ăsta e albastru, dar nu e albastru, dar în fine, hai să vedem. Și pe aici nu ești... Mi se pare ciudat ăsta, cred că poți să intri și pe undeva prin perenți, nu? Nu cred că poți... Na, nu, nu merge, nu merge. Bun, ok, deci mergem pe aici, nu e nimic. În partea asta, n-am verificat, nu. Aici e apă? Ce face, mă, ran? Nu face nimeni ran, dar însele dacă e ușa deschisă. Nu vine nicio fantomă după tine dacă e ușa deschisă, dar de ce nu merge termometru, mă, frate? Hai că lasă aici, l-arun pe jos, nu știu ce să... A, albastru, a? Vezi albastru, a? Dar însele, ce faci mai aici, fraiere, a? Unde ești? Pă! Unde ești, mă? Ce? Albastru. De fapt, ești în partea asta, albastru, ia. Alba... Bă! Ai pățit ceva? Te-a luat fantoma? Dar însele... Vine repede și afară, și afară, nu, nu, aici ești de la scurătoare, vine și fă poză. Ai camera, ai camera, vine ok aici, vine camera. Vino repede, vino repede afară, vine repede afară și poză, vine repede, vine repede. Gata, mamei, ai dreptate, zice, bă, a fost în fața mea, tu aveai dreptate că face randa, nu s-a închis ușa, nu s-a întâmplat nimic, nu înțeleg. Și doamne, bă, unde e, aici, camera, bun. Păi, ia tu ăsta, merge, ia, vezi, că mie nu merge, ia-l tu, ți l-am aruncat acolo, ia. Uite-te în spate, uite-te în spate, ia-l, mă, așa. Bă, uite, bă, ce, doamne, iartă-mă, ok, am găsit o poțiune, dar nu, bă, nu merge poțiunea, fraților, doamne, s-a dus trollul, nu pot să-l trăiesc ca lume. Ok, fiți atenți, hai că reușesc cu ceva să-l trolez eu așa. Dar se, vină repede sus, vină sus. Vină sus, mă, ok, hai că încerc să fac poză, mai e aici? Nu, nu mai, a dispărut, mă, nu mai... Darusel, Darusel, ajutor, ajutor, ajutor. Bă, am scăpat, am scăpat, am fugit, am fugit. Bă, nu mai vine, nu mai vine, perfect, gata, gata. Bă, nu știu dacă ia, nu cred că i-am făcut poză ceva. Vreau să arunc camera pe jos, dar nu merge, frate. Mă, ce, a, ai pus tu, de unde doamne, toaletă, mă, duc. Bă, dar, bă, casa asta nu e potrivită pentru v-ați ascunserea. Aia de data trecută a fost palatul ăla. Aici, aici e casa prea mică și fantoma ne poate urmări imediat. E aici, în dreapta. Bă, dar mie nu merg asta, dar însele, nu merge... Bă, nu merge niciun MF, nici... Bă, nu merge nimic! Nici MF, nici nimic nu merge. Bă, Rafale, dacă pun eu! Păi folosește-le tu, folosește-le tu, folosește-le tu, dar însele, folosește-le tu. Folosește-le tu, ok, ok. Bă, dar însele? Bă, bă. Doamne, ce, doamne, iertă-mă, se întâmplă. Ok, ok. Bă, știi ceva? Hai că mă joc eu. Față ascuns. Mamă, ce m-am speriat. Bă, m-am ascuns. Vine și caută-mă, Darusel. Ok, fiți atenți, fiți atenți. Ok, ok, fiți atenți. Hai că am găsit un loc bun. Perfect, e bun locul ăsta. Bă, dar nu pot să-l trolez, fraților. Nu știu cu ce să-l trolez, mă. Am zis că-l trolez aici și nu pot să-l trolez cu absolut nimic. Doamne, fraților, nu vin să cred așa ceva, din păcate. A ieșuat totul, da, da, în fine. Bă, Darusel, unde ești, mă? Mă cauți? Păi hai că ai pus o grămadă de camere, dar să le câte toate camere mai pui? Ei, dar stai că mă și cată la fel, că vreau să-l găsiți de acum, pun din gură, dau headshot!
Ok, ok, dar să le fiți atenți, oameni buni, fiți atenți, oameni, fiți atenți, dacă fac asta, practic, gata, mă, uitați-vă așa al trolel, ia, mă, s-o e de gata, mă, e perfect, dacă m-am măsit și eu bine. Acum putem să verificăm toată casa, mă, mă, deci uitați-vă. Am făcut jucării! Darcel? Băi, fantoma, bă! Vezi că e o fantomă! Să puțin, chiar să mă dau tăcul, doamne, iartă-mă, ok. Darcele, vezi, vezi că e fantoma, e o fantomă pe acolo, dar nu știu, tu caută-mă pe mine, Darcele, lasă fantomă. Așa că l-ai, a fantomă, hai, hai, nu bate, măi, așa că l-ai tu, tu, că e macarena, că macarena, da, da, mă, da, mă, cum să zina, e, dar mă, da, bără, macarena, e, macarena. Bă, da, fraților, am văzut că am prost fraierul ăsta, deci practic eu acum îl trolez, practic m-am făcut invizibil, pot să văd absolut orice și dar hai să-l faci să-l trolăm, practic, până la urmă, dar Darcel, unde ești, mă? Hai, mă, cauți? A, scris pe carte, dar mă cauți, dar Darcele, că eu mă ascund, bă. Mă cauți, vrei indiciu ceva? Darcele, caută-mă, omule, că aveți să ieși că-mi v-ați ascunsele în principal. Doamne, te caut, mă, Rafale, ce m-am capi, Doamne, pute, normal, Darcele, caută-mă. Te caut, mă, Rafale, cred că am umbră fantomă, Rafale, la gibi și ne-am tras. Bă, Darcele, dar ce-i în dreapta ta? Ce? În dreapta ta, ce-i în dreapta ta? Ce mă în dreapta ta, Darcele? Nimica. Darcele, ce-i în dreapta ta? Darcel, Darcel, auzi și tu pașii aia? Da! Darcel, vin după tine, vine fantoma, prostule, eu poate am plecat, eu poate sunt doar cu căscuța și sunt acasă, și am plecat aici și te-am lăsat pe tine singur în casă, eu am plecat, sunt deja bine mersi, stau în pat, Darcel, în orașul nostru, în Grand City, frumos, Darcel, stau în pat. Și... Da, așa de mare conexia până aici? Ce? Păi căscuța, Darcel! Da, păi nu... Căscuța? Suntem în 2024, dar Darcele, normal dacă avem căscuțele astea prin ajutorul telefonului, nu e logic? Ei, hai, hai, frate! Bă, Darcele, hai, omule, ce faci? Ba, nu mai cauți nimic, ai rămas singur aici, a? Ai rămas singur, Darcele, a? Ai rămas singur, a? Bă, ok, ok, bine, fiți atenți, oameni buni, fiți atenți, acum ce o să-i fac la fraier, deci mă pun aici, ok. E gros, distante, avem gros, writing! Hai, mă, Darcele! Oh! Hai, ce faci? Da, eu eram, hai odată zi, ce, deci avem ghostwriting, ok, am înțeles, ai și vorbit cu el, prostule, că ți-a răspuns, ah! Ți-a răspuns cu adult atunci, ai uitat? Păi, deschide-mă, bă! Prostule, doamne! Mă, fii atent, ai pus spirit, păi și ce poate să fie, mă, a, poate să fie un spirit, demon, oni sau dupi, păi și care e faza, ia, hai puțin! Hai să vedem puțin, hai vină aici înăuntru, vină aici înăuntru că trebuie să verificăm treaba aceasta, dar Darcele. Hai să vedem, deci dupi, hai să vedem, MF, MF poate să fie Oni, bun, MF, Ghost Orb, ce poate să fie Ghost Orb? Bă, dar nu s-a uitat, poate să fie dupi Ghost Orb, dar nu s-a uitat nici nu pe Ghost Orb, hai că mă uit eu. Ghost Orb! E? Nu știu! Pe aici pe camere, dar de ce nu mergi, ești tu pe camere, nu? Sau cine e pe camere? Eu sunt pe camere, ui! Sau n-ai pus camera, bă, nu merge! Ok, pe atunci e dubii. Da. Păi da, Darcel, dar hai să ne mai jucăm față ascunsele. O, că nu plecăm așa, Darcel. Stai aici, stai aici, stai aici, fii atent. Hai, de fapt. Bine, hai, ascunde-te tu, Darcel, ascunde-te tu. Gata, gata, bun, fiți atenți, oameni buni acum. Deci prostul se ascunde și... Darcel, ascunde-te odată, hai. Gata, Darcel se ascunde și acum eu îl trolez în felul următor. Uitați-vă, mă duc acum după el, fraierul nu știe. Mamă, dar să puțin că nu știe unde s-a dus. Unde s-a dus, mă, prostul? Unde e, mă? A, se ascunde așa? Cred că a venit pe aici, pe jos, a? Nu, nu e jos. Bă, da. Bă, da, ah, mai e o cameră aici, what the fuck, doamne. Fiți atent, fiți atent, deci îl vedem pe prostul. Deci, dar se le crede că aici stă liniștit și nu se întâmplă absolut nimic. Noi suntem în casa pântuită și eu îl trolez la vața ascunselea, pentru că asta ne jucăm. După cum puteți vedea, o să-i apară momentele următoare direct în față. Hai, sunteți pregătiți, dați acolo subscribe și like dacă sunteți pregătiți și până nu până dați voi. Deci, până nu dați, eu nu mă ascund, eu nu, practic, nu îl trolez, ok, bun. Fiți atent, hai, 3, 2, 1 și hai să vedem. A, dar n-a dat niciunul, stai la puțin că încă n-ați dat like. Păi dați acolo like și subscribe. Bun, hai să vedem acum. A dat toată lumea. Bun, am ajuns la fraier. Ce faci, mă, prostule? Bă, Rafale, da, tu cum te bă, mă, bă, Rafale, da, am ajuns că Rafale, da, tu cum, bă, Rafale, că tu nu erai aici, bă, Rafale, da, tu ai hack-uri, bă, Rafale, nu, nu, Rafale, nu, tu ești fantoma, nu, gata, fantoma, Rafale, tu ești fantoma, nu, 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 pleacă, pleacă, a! Ok, fiți atenți, s-a plecat acum, să fiți atenți, hai să ies, intr- aici la ochi, la deasupra, fii atent, repede, 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 survival, bun, gata, gata, fii atent, acum, 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 unde e, mă, ai ieșit afară, prostul, mă, ai ieșit afară de tot, doamne, unde ai ieșit, nu, ne-ai ieșit afară, what, unde s-a dus, mă, bă, ce faci, mă, acolo, bă, tu plutești, bă, cum ai ieșit, cum ai ieșit, mă, acolo, cum ai ieșit, mă, și fii atent, în momentul de față, acum, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, cum ai ieșit, mă, bă, 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 da, you fire it!
Da. Bă, dar însele, știi ceva? Nu e Nu, nu e tu, noi bă, v-ați ascuns aici, ești prea prost, dar însele, adică, pe bune, fiți atenți, în momentul de bă, s-a plecat prostul. Da, a plecat, bun, dar însele a plecat, eu mă duc după el. Doamne, s-a dus, mă? Iar s-a jos, nu, s-a dus undeva sus. Unde e? Aici? Unde s-a dus, mă? Unde s-a dus, mă, prostul? Unde s-a dus, mă? Păi nu știu unde s-a dus. A, a prins lumina, dar nu știu unde a prins-o. Aici. Ah, pe și unde s-a dus, mă? Pe unde s-a dus? A, ok, uitați-l, uitați-l. Bun. Și acum se apare direct în față. Ce faci, mă, fraiere, a? Dar esel! What? Bă, ce trămâie tu ai intrat în... Unde s-a dus ăsta? Doamne, bă, știi ceva? Haideți că deja m-am plictisit. Cam atât a fost, bă, nu prea a fost, nu prea ieși prea... Ia-ți fantomă, ești aringură fantomă, ia vine, hai! Hai, spune asta, ești aringură fantomă, ia spune asta, tu! Ia spune asta, hai, hai! Asta se ia în gură cu fantoma, eu nu mai am nimic de spus, pentru că... Bă, a fost cam... Penibil. Adică, nu mai... Da, adică, din păcate aici nu putem să facem noi cel mai mare troll cum facem ca de obicei, dar da, a fost cât de cât ok, dar n-a fost foarte o... Bă, da, oprește, bă, căscuța aia, dar se le lasă pe mine să vorbesc singur acolo, lasă-mă în pace! Tu ce ai băiat așa că din gură că stau un pumn în gură din miștii, din gură, cum se cheamă? Bine, mă, hai, lasă-mă că da, nu mai pot eu de prostiile tale. Cam atât a fost, nu știu, bă, adică, de fapt, hai, bă, Darcel, hai că trebuie să găsim fantoma, hai că eu închid ușa. Bă, da, cam atât a fost, măcar am găsit fantoma, ce-i drept, bine, să sperăm totuși că mergem pe mâna lui Darcel, chiar adevărat acolo și, hai să vedem, 3, 2, 1 și, bam, bam, bam. Da, mă, da, a fost corect. Măcar atâta, dar Sele, că la v-ați ascuns, Sele, nu cred că o să mai vin niciodată cu tine la casele astea bântuite. Da, și la vața ascunsele și la hide and seek care aceleași lucru, dar să le tâmpit, noi nu mai zi nimic. Pa, pa. Astăzi l-am trollat pe Darcel 2012 și anume l-am abandonat într-un nou oraș. După cum puteți vedea, acum am aflat acasă. Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost o nebunie totală, pentru că am fost cu Darcel într-un oraș vecin comun pe aici. Unul am fost într-un oraș, nu mai contează. Dar ce am făcut acolo, l-am abandonat practic. Dar de fapt nu era abandonat, el credea că e abandonat. Eu îl spionam cu aceste obiecte practic. După cum puteți vedea, mă puteam să mă transform în asta. Puteam să mă transform, după cum bine știți, într-un animal, adică uitați-vă, într-o vacă, în mai multe chestii. Și așa l-am trollat și hai să vedem ce a ieșit. Voi ce credeți? Am reușit sau nu? Scrieți în comentarii și dați acolo like și subscribe. Și da, să vedeți că a fost super tare. Aolo, bă, dar să le mă uite că am ajuns, bă, în sfârșit. Bă, deci am mers o grămadă de... Bă, ce fericit sunt! Hai că știi să vorbești, dar Darcel, cred că ai nevoie să mergi la școală. Lasă că poate în orașul ăsta pe care l-am descoperit recent, Darcel, că se află la câteva mile distanță de noi, Darcel. La polul nord! Da, la polul, hai că polul nord, Darcel. În fine, bă, am descoperit... Poate se află aici, să trăiți, I wanna go shopping. Mă, ăsta vrea să ducă la shopping, dar Sele, ăsta, welcome to city life, explore the city, complete the mini quest. Ah, ok, deci sunt quest-uri pe aici pe care le putem complete. Bă, dar Sele, fii atent, hai să mergem aici. Hai că poate, ce vrei, mă, hai, ce faci, mă, te-a pus să dai, să conduci, să dai pe, bă, în partea asta, zice, mă, prostule, dar aici este pus să... Dacă vrei să treci de granițe, trebuie să dai like and subscribe, hai! A, dacă vrei... Ce-ai făcut Cosmine, doamne? Doamne, că ce-ai făcut Cosmine, doamne, Darcel? În fine, să faci și noapte, Darcel! Bă, aici poate avem o școală pentru tine, Darcel, poate o să-ți placă aici, pentru că, în general, tu ești cam fraier așa de fel, Darcel. Uite, o mașină de poliție, aici este un mall, ce-i ăsta? Corhart, ce e cu de-astea cu... Ok, da, să vinde ceva pe aici, dar nu știu, e cam ciudat. Bă, lăsa mașina la poliție, prostule, bă, unde? Doamne, uitați-vă cât de prost e ăsta. Fiți atenți, stai că a plecat prostul, a plecat. Dacă a plecat, eu acum o să plec, practic. Haideți să mă transform direct și, practic, să înceapă trollul. Hai să vedem cum o să-l trollăm astăzi pe Darcel. Eu zic că o să fie super tare, suntem în orașul acesta. Dar înainte toate, cred că ar trebui să vină vremea de somn. Dar uitați-vă la prostul ăsta, uitați-vă cum merge cu mașina. Bă, fraților, am dormit peste noapte, a trebuit să se facă aici, după cum puteți vedea, zi și acum, hai să vedem ce face prostul, în primul rând, auziți? Părinte, bă, am câștigat și-o frate mii de la loterie, am cumpărat și-o întot. Bă, ce face, bă, stai, bă, a dus, doamne, uitați-vă la bătaie, doamne, bă, ce caută ăsta, bă, și-a dat după
după mine, doamne, uitați-vă, dă după mine, bă, ce caut așa ceva aici, doamne, nu-mi vine să cred, mă, fraților, uitați-vă, bă, ce e cu orașul ăsta, că e un oraș, bă, ce, bă, pe mine mă alerga, bă, vă uitați, voi vedeți, eu sunt alergat? Doamne, ferește, așa ceva ce nu se poate întâmpla. Mamă, ce e cu orașul ăsta, mă, fraților? Acum trebuie să mă duc repede după Darusel, dar nu mai după acolo, trebuie să merg pe aici, că mă duc pe aici, pe undeva prin spate. Și fiți atenți, acum, nu știu ce domnul tu vorbea ăla, că nu prea l-aud. Uitați-l, uitați-l, ce se întâmplă, mă, cu el? Păi ce se mișcă, mă, așa? Doamne, să se ia la vorbă cu pisica. Ba, câștigă la loterie. Ce-a câștigat, mă, prostul la loterie? Doamne, iartă-mă. Ok, uitați, mamă, e interes. Pis, hai, pis. Te-am usat astăzi, în pis. Pis. Uite, banii de la loterist. O, dacă da proastie, mă, fraților, îmi pare rău pentru voi că trebuie să auziți aceste lucruri. Dar uitați, eu un păi, un proști și... Bă, ce fac? Mă, dar ce, doamne, iartă-mă, cu scheletelul ăla, bă, pune, bă, doamne, iartă-mă, ce se întâmplă în orașul ăsta, bă, și un tot aici a lăsat pe asta. Bă, fraților, orașul ăsta e prea prost, sincer, hai să mă trec. Fiți atenți, hai că revin, mă, carte. Fiți atenți, hai că revin, ca Rafael. Mamă, ce-i vorba aici? Mamă, poți să-l ieși pe undeva pe sus? Dar ăștia unde-i prostul ăsta? Mamă, dar ai încurcat, mă încurcă rău de tot orașul acesta. Ok, aici cred că este poliția, dar nu mai știu ce tuiți aici, mamă, câte chestii sunt pe aici. Mă, Rafaele! Unde-i fost, mă? Ce ai, de la ce câștigam, mă, dar să le pot, ce vorbiți, mă, acolo? Am câștigat la loterie! Ai câștigat la, ce câștigam, mă, la loterie? Bă, tu bani, bă, tu bani, așa, bă, tu, doamne, dar să le ești de simțit, doamne! Hai, bă, du-te de aici, dar să le, mă, ce faci, mă, cu oamenii aici, e polițist, ce poliție, toate astea? Bă, dar să le, fii atent, ia, ci că dacă intri aici, se întâmplă ceva, bă, se întâmplă ceva. Și acum, fiți atent, fraților, mă, vreau să bat în această găină, dar să nu știi, și hai să-l spionăm, să vedem, practic, la bandul ăla, pe aici, prin oraș, să vedem ce facem, prostul ăsta. Bă, dar să pleci de aici, doamne, uitați-l la el, că stă aici, dacă vine poliția, îl ia ce-ar mănâncă. Fiți atenți, hai că mă transfer repede în poliție să vină la el, fiți atenți, ce trolei fac, doamne. Dați acolo repede like, că merită rău de tot acest videoclip și să sperăm că o să fie ceva șmecher și mai mult de atât, dar hai repede să le costumăm până nu vine prostul de jos, acum, fiți atenți. Bun, gata, m-am costumat repede, mama, a început și ploaia afară, ce se întâmplă, și hai să intră repede, să mergem după prostul, să ia, măi, pe aici, că trebuie să ne facem și voce de asta. Da, acum trebuie să mă duc și la muncă, că am o chestie de-asta, hai să mergem cu mașina. Taci că mă uite, taci. Aaaa, m-am scăpat. Alo, copilă. Mă, ce ești tu? Ce cauți aici? Eu sunt Darusel, la 11. Dă-mi repede un buletin al tău, că nu te cunosc. Tu unde, doamne, iartă-mă. Bă, nu te mai văzut pe aici, copilă, cine ești tu? Buletin? Ce era buletin? Tu ești copil mic, dă-mi certificatul. Cum te cheamă? Ai părinți? Dă să sunt pe maică ta, dă să vorbim. Ce cauți aici, în primul rând? Știi că n-ai voie. Dar eu sunt mentitere, uite, mama mea, uite, e spatrita mama mea. Unde-i mama ta, mă? Unde-i mama? Unde-i pleca, copil? Doamne, a plecat prostul, da, ce să zic, adică nimic. Ce, bă, dar ce făcea, mă, prostul mânca? Doamne, deci oamenii ăștia au gogoașe în mașină și prostul mânca din ea. Am înțeles, mamă, prea înfometat, bă, dar să-l bine că l-a găsit burger pe aici, că dacă găsea, nu mai erau. Bă, fraților, repede m-am transformat în acest papagal, pentru că prostul de Darusel se află aici la școală. Deci am descoperit școala și uitați... Ce fraier ești, fraier! Asta mă dai, huia! Da, deci... Doamne, scuipa pe copil, doamne, cât de prost e ăsta, doamne, mamă, mi-e milă de copilul ăsta. Ce frumos ești, frumos, ăsta e bun, mua. Fătuta, tu cu ce ne ai? 8, eu am 9, Doamne, cât de prost e copilul ăsta, uitați-vă aici, doamne, săracii copii, doamne, terorizează rău tot. Bă, Jimmy, ce vă în spatele? Doamne, cât de prost e copilul ăsta, uite! Ia, mă, șmecher, bă! Da, bă, chinele, bă! Ce chel ești, bă? Bă, dar cum să fii, bă, chelul tău? Eu nu șchel A! Și-o șchel! Doamne,
deci prostu vorbește cu un copil, îi dă bully că e chel. Deci dar în seria da bully la copil că e chel. Și dar în sel după și-a dat seama că și el e chel de fapt. Mă, ce se întâmplă, mă, în orașul ăsta? Că e cel mai ciudat oraș în care am fost put de... Doamne ferește, ce, Doamne iartă-mi cu orașul ăsta, mă, fraților, că mie nu-mi vine să cred. Uitați, hai că m-am pus aici, ia uitați câtă șmecher să pune papagalul ăsta direct în frunte aici. Direct pus în zătătea să-i dăm bam bam bam. Da, mă, da, uitați regele, mă, aici. Bă, frate, vă place? Nu știu, bă, sincer, e interesant oarecum. Nu pot să, adică nu știu ce concluzie să-i dau. Asta vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii. Mamă, e un parc acolo de distracție, what? Mai e șmecher, bine, de distracție. E un parculeț, așa, da. Bă, fraților, ideea e că... Mă, ce facem, mă, prostul ăsta pe aici? Ce facem ăsta? Doamne, ce limba vorbește? Lamborghini Huracan! Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, frață, nu știu ce se întâmplă, ideea este... Bă, Doamne, bă, că a intrat cu mașina... Doamne, face toate tâmpenile din lume! Doamne, face toate tâmpenile din lume, bă, băieți, nu știu, știți care este faza, nu... Unde e, mă, prostul ăsta, Doamne? Sunt aici? Nu știu, frate, zice că de ce ai, nu, că nu... Unde e, mă, prostul ăsta? Mă, ce, unde e, mă, la pompieră aici înăuntru? Unde e, mă, Doamne, băi, nu înțeleg, băi, nu înțeleg unde s-a dus copilul ăsta, dar în fine, bă, băieți, nu știu, trageți-vă, băi, și fete, bă, nu, bă, chiar mă enervează copilul ăsta, trageți-vă concluzia de la videoclipul acesta, ce s-a întâmplat, adică dacă e ceva, wow, sincer, că nici nu știu ce să zic, dacă, ce faci, mă, prostuia? Uitați-vă, uitați-vă la el, unde intră aici? Intră ce ăsta-i? Așa, mersi! Doamne, ce pe asta, nici nu e restaurant, ci că dăm burger, Doamne! Unde să ducem, o să ia să-i urmăresc pe aici? Opa, 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 ok, ok, interesant, ok. Bă, nu e nimic suspect, adică dacă deschide un perăt, așa ceva. Ua, da, ua, ce faci, cacica? Câte mai ai? Ai 21 de ani? Unde mi-e prostul ăsta? Eu am 20! Doamne, are 20, mai devreme e cea la copilul aia care nu... Și acum îl zice care are 20 de ani la o fată mai în vârstă. Doamne, ce-am putut să fac? Nu, fraților, nu mai pot, Doamne! Papagale! Bă, poza, poza, fii antină, poza! Papagale, nu stai, te la vei mascotă? Vezi pe aici, mascotă? Vorbiși română? Doamne, stau vărășe cu papaca. Au, arasta ta și mâini! Bă, 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 bă! Doamne, 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 cât de prost e, bă, fraților, nu, 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 stai, că trebuie să plec repede de aici, trebuie să plec repede de aici, ca papagalul acesta. Bă, mă, și vine după el, bă, fraților, nu știu ce să mai zic, bă, eu, uitați-vă la el cât de prost e, bă, alergă un papagal, ați mai pomenit un copil atât de prost ca, dar în serios, să alerge după un papagal, adică, uitați-vă la el acolo în spate, e un mare prost, ce faci, mă, Doamne, cât de prost e, bă, băie și fete, nu știu ce să mai zic, Doamne, ce faci, mă, ăla acolo, că mă și enervează, da. Doamne, ăsta să crede în Londra că e la Big Ben și el a fost acolo la untru și era la paramedici, mă, erau cu smurdul cu astea, cu... Doamne, cât pompierii, Doamne, câtă prostie ăsta, păi nu-mi vine să cred așa ceva, uitați-vă la el, bă, fraților, Doamne, deci n-am mai pomenit un copil mai prost ca ăsta, orașul ăsta este super ciudat, mă, este cimitir aici, mă, cât de interesant, dar știți care este ideea? Da, cred că cam atât a fost, sincer, adică, nu știu, ideea în orașul ăsta mi se pare o idee super stupidă, adică, bine, ideea e în sine... Da, a fost super șmecheră, dar nu știu, mi se pare orașul citat, adică de fapt e potrivit pentru Darusel orașul ăsta. Unde ești, bă, mâncat dar, bă, păsările? Doamne, s-a strigat după mine, mă, fraților, ăsta încă crede că eu sunt aici, dacă, Doamne, nu m-am mai văzut două lună, cu. Bă, pe mine la fel m-a părăsit, ăsta cea pe bancă și eu sunt un cafreru. Ce facem ăsta? Doamne, cât de prost e ăsta, bă, gata, fraților, cam atât a fost, nu știu ce să mai zic, copilul ăsta este prost, uitați-vă la el, mă, ce, Doamne, iar tu, unde să mai... Bă, Rafale, te-am găsit, Rafale, bă, Rafale, ce bun, bă, Rafale, bună, ce faci, bă, Rafale, asta-i casa ta, hai și voi, hai și voi, hai, Rafale, ce faci, bă, Rafale? Wow, foarte amuzant, uitați-vă ce e pus pe clume, wow, bă, măcar de eram eu lângă el, bine, eu sunt, dar el nu știe, dar uitați-vă ca de fiecare dată prostul face ca și cum... Bă, dați-i pe prostul Lenor, bă, și uitați-vă ce în orașul ăsta, că sună mai zâmbălă și toate astea, ce se întâmplă aici, bă, e ce mai ciudat oraș, dar are să uitați-vă, mă face porc pe mine, vede un porc și mă face pe mine porc, zice că eu sunt porcul de fapt, wow, mamă, mare glume ce are, dar însă glumele astea le face de când lumea și pământul, sincer, da, bă, cam atât a fost, nu știu, nu mai am nimic de zis, bă, nu știu ce să zic, trageți-vă, trageți-vă concluzia acolo în comentarii, eu nu vreau să mai spun nimic, și ceva, în momentul de față, de fapt, a, nici nu pot să mă dau de aici, m-am făcut așa. Pam 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 pam, fiți atenți, tam tam tam, unde, cum eram, cum eram, așa, ceva de genul, cum eram, bă, nu mai știu cum,
A, era ceva șmecher, în fine, nu mai zic nimic, că mă doare capul de la Darusel. Fraților, nu se mai poate, Darusel a trecut orice măsură, este un prieten fals. Băi, fraților, ei bine, astăzi o să aflăm asta. Nu știm dacă este un prieten fals sau nu, dar asta o să aflăm astăzi. O să-l testez pe Darusel la mai multe probe, mai multe chestii, să vedem dacă el îmi este un prieten adevărat sau nu. O să mă folosesc și de aceste chestii cu care mă pot transforma într-un animal. Cum uitați-vă la această găină care nu știu ce arată așa, dar este super înfricoșătoare, așa că dați repede like și subscribe să nu ne bântuie nici Darusel, nici găina. Să sperăm totuși că Darusel este un prieten adevărat și hai să trecem la clip. Nu vă mai zic prea multe, că nici eu nu știu ce o să fac, dar o să fie super tare și abia aștept, mă. Fiți atenți, dacă Darusel e nesimțit, o să vedeți ce se va întâmpla. Hai să vedem dacă Darusel 2018 este un prieten adevărat sau nu. Pentru prima probă, eu am pregătit aceste două sandvișuri și... Ce faci, mă, Darusel? Alo, alo, oprește ăla, Darusel! Darusel, nu te mai uita la pe telefon! Doamne, iar tocmai că s-am pregătit sandvișurile, Darusel, fii atent! Te fac burgerul tău, ăsta e burgerul tău, Darusel! Acesta este burgerul meu! Tu stai acolo la masă, eu o să mă duc, Darusel, până la baie și o să mă întorc, da? Oh, hai că revin acum, okay. Imediat! Pa, pa, pa! Ok, bă, fraților, fiți atenți! Acum, hai să vedem dacă prostul... Ok, fiți atenți, hai să ne uităm pe el! Hai să vedem... Deci, fiți atenți, ce-a făcut, mă? Deci, mănâncă, ok, fiți atenți, hai să repede să ne transformăm în perotul ăsta. Să vedem dacă prostul mănâncă mâncarea mea sau dacă are răbdare. Ok, vedem că momentan... A, e cu minte, mă, uitați-o. Bă, trebuie să vezi, înseamnă că dar să-l chiar un prieten bun. Uitați-o, ce face? Bă, nu cred. Ce-a făcut? A, l-a pus în partea cealaltă, ce drăguț, dar nu știu ce l-a pus în partea cealaltă, cred că nu vrea să fie aproape de el, cred că îi mirosea prea rău burgerul. Da, bă, pentru prima rândă, Darusel a trecut cu succes, a repede să ne întoarcem la el, bă, băi, e genial, da, asta e prietenul meu. Darusel, ce faci, mă, gata, ai mâncat tu? Deci... Ah, bă, da, de ce le-ai pus? Ce? Mulțumesc, Darusel, pentru... Chiar ești un băiat super amabil. Mulțumesc și pentru burgerul meu. Dar nu știu ce l-ai mutat. Trebuia să pui suc în partea, Darusel. Da, în fine, hai că mănânc și eu acum, Darusel. Bă, da, chiar mi-era super foame și mi-era și super sete. Da, Rafaeli, Rafaeli. A, put acum sucur, dar eu am scripat în suc. Ai scripat în suc, a? Ai scripat în suc? Ia, vine mai repede după mine, mă, prost. Bă. Doamne, uitați-vă, bă, cum s-am eu încredere în băiatul ăsta, bă, deci nu mi-a mâncat burgerul, dar mi-a scăpat în suc. Ce să nu se poate să fie? Bă, hai să... Doamne, Darusel, lasă-mă în pace, că ești un nesimțit, ai pleacă de aici, Darusel, că nu mai vreau să discut în viața mea cu tine. Doamne, iartă-mă. Ok, bun. Acum pentru a doua rundă, hai să să facem ceva de ce nu, ca și cum că s-a înfundat WC-ul. Fiți atenți, adică punem capacul, zicem că s-a înfundat WC-ul, să vedem dacă poate să repare el, iar în momentul în care... Bă, de fapt, eu nu știu ce vreau să fac aici. Doamne, cât de prost sunt. Mamă, n-am idei. Ajutor, ajutați-mă, vă rog, în comentarii. Dați-mi voi idei, că eu nu știu, eu sunt prost. Asta nu e idee. Să taie. Nu, gata, stop. Băi, fraților, am are eu nevoie de ajutor. Bă, cum puteți să vedea, spatele meu se află Gogu Bătăușu și mă ia la bătaie. Am nevoie de ajutorul de Darusel. Ei bine, astăzi am angajat un prieten, un om de pe aici. M-am întâlnit cu cineva și o să-l testăm pe Darusel, să vedem dacă ne este prieten adevărat sau nu. Proba a doua, care este în felul următor. O să-i spun că o să sunt practic la telefon și să-i spun Darusel să le vină repede, că era la întâlnire cu o fată, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar Darusel, ajută-mă, te rog, pentru că era să mă ia cineva la bătaie sau la cineva de mine și în față la mall. Și vine aici la Gogu Bătăușu și Gogu Bătăușu practic o să se ia de el. Bă, Gogule, rămâi aici. Eu o să mă transform chiar acum într-un animal. De fapt, înainte toate, hai că vorbesc cu Darusel. Hai să-l sunăm și să vedem ce o să iasă. Alo? Bă? Alo? Bă? Doamne, vorbește, mă, răspunde-mă la telefonul ăla. Unde, doamne, iartă-mă, îl ții, Darusel, că nu te-au bine. Ia vorbesc. Bă, Rafaeli, acum uitam de la Carrefour, ce vrei? Ce, mă, erai la Carrefour? Ce Carrefour? Bă, vino repede la mall, Darusel, că am nevoie de ajutorul tău, bă. Vino repede, te rog. Acum, te rog, bă, a venit așa. Bă, ce face? Hai că nu mai trebuie. Hai că nu mai transform. Bă, Darusel, Darusel, stai, Darusel, fii atent. Ăsta e Gogo Bătăușu. Ăsta e nesimțit. Eram și eu cu o fată pe aici mai devreme și s-a luat de mine, Darusel. Eu i-am zis că să vin cu cineva. Hai, ia-te de el, Darusel, ia-te de el. Hai tu, ia zi, băi, te pun cu mine, ia. Uia, bă, fii atent, îți dau o stângă, de că dau o tap, ia. Ce vrei, mă, papitoiule? Tu te și joacă-te cu caca prin nisip și dă-te cu capul de perete? Adică, mă, așa? Așa, mă, așa? Ok. A, pe fiante, mă. Uite, mi-a
Doamne, cât de prost e copilul ăsta, uitați-vă, mă, deci a zis Gogu să se dea cu capul de perete și el chiar s-a dat cu capul de perete, Doamne, bă, pe cine mă pot baza, măcar a venit să mă ajute, înseamnă că e un prieten adevărat, proba a doua, hai să vedem cu proba a treia, bă, fraților, Doamne, ce s-a întâmplat, mă, aici, că nu vine să crezi că suntem în filme, Doamne, Doamne, ce faze ciudate, filme de alea cu proști, pe bune. Bă, Gogule, îți mulțumesc, îți mulțumesc, uite și banii aia pe care aveam să-ți dau, gata, cam atât. Tu nu mori, Stima, nu ți-a dat la... Nu te-a băgat în spital, nu ți-a dat somn? Nu! A, mersi, dar înțeleg. Acum, Parafele! Eu-s Naruto, Parafele! Ai rău că... Pe mine mă cheamă Naruto Uzumaki! Doamne, cât de NPC copilul ăsta nu vine să crede, bă, frate. Doamne, l-a omorât pe Goku. Doamne, cât de prost e, ajutor, bă. Bă, important e că a fost... M-a ajutat, da? M-a ajutat. Ok, fiți atenți, hai să recapitulăm. Prima rundă a fost cea cu burgerii, unde nu mi-am mâncat burgerul, dar prostul mi-a schipat în burger. Hai să zicem jumătate, ok? A doua rundă, a doua probă, este asta în care 100% și-a dovedit, s-a dovedit faptul că îmi este prieten adevărat. Acum, a treia rundă, cum aș putea? Deci, a venit la greu să mă ajute. Cu aia așa, cu burgerul, cum a fost, cu mâncarea, că nu mi-am mâncat. Acum, cum să-l mai testez, mă, fraților? Nu știu exact cum să-l mai testez, dacă vrei să mai fac, asta e ideea, vreau să-mi spuneți și voi acolo în comentarii că mai multe idei că vreau să mai testez așa, dar acum în momentul de față, cum să-l mai testez, mă? Bă, fiți atenți, că o să vin eu cu o idee interesantă, dar trebuie să mai gândesc puțin, sincer, și da. Bă, fraților, pentru proba 3-a m-am gândit la o chestie super, super tare. Ei bine, astăzi, în acest episod, o să facem o probă super interesantă aici, după cum puteți vedea, un nume Sonia și un număr de telefon. Eu, practic, o să scap această cărticică la Darusel în cameră, pentru că Darusel e pe la el prin cameră în momentul de față și hai să vedem dacă e prieten adevărat sau nu, pentru că ar trebui să-mi spună, practic, eu scap asta și să vină cu ea. Dacă el o să sune fata aia și o să vorbească cu ea, o să fie foarte, foarte rău. Ei bine, hai să vedem ce se întâmplă acum și, bă, frate, Doamne, Doamne, ăștia să fie prieten cu mine, mă, dacă, deci dacă își face, bate-mi joc de mine, mă, ce facem ăla acolo? Mă, ce faci, mă? Ce faci, mă, cu mingea de basket aici în cameră, mă, dar răsele, omule, Doamne, iartă-mă. Păi, da, oameni, pe aia, hai, mă, să ne șcăm, hai să ne șcăm, dar răsele, hai să ne șcăm, viață, hai, 3, 3, hai, 3, 2, hai, știi, ești tare, hai, mă, hai, mă, hai, mă, hai, chici, bă, dar răsele, băi, mă, lasă-mă la... Doamne, faci ca... Doamne, gata, lasă-mă în pace, dar răsele, hai, pa, Doamne, iartă-mă, băi, e prost rău de tot ăsta, fiți atent. Deci chiar vreau să... A plecat prost. Ia să vedem ce cu cartea asta. Ia, nume... Sifonia. Sonia. Doamne, nu știe să citească numele. Bă, ce faci? Numere 0, 6, 4, 5, 3, 5, 6. Bun. Am telefonul... Doamne, stau sună pe prietena mea, practic, de acolo, din fata aia, aveam eu numărul pe carte, Doamne, asta nu e prietena adevărat de loc. Ce faci, mă, vorbește cu fata aia? Doamne, ce faci, mă, ce vorbește acolo? Bă, da. Ce? Ce fac? Bine, tu? Da, fiantină frumoasă, am întrebare, câți ani ai? Ai 17 ani, e bun, Sifonia? Doamne, ce Sifonia? Tu stai prost. Îl cheamă Sionia. Ce, tu stai prost, mă, Doamne, cât de prost e, mă. Sonia, bine, ai un prieten care îl cheamă Rafael? Cum zic că bă? Da! Bă, acest prieten de-al tău, Rafael, s-ar putea sau nu se poate să fie un prieten de-al meu care gen pute mereu și scopește nas și-ți bagă muși în cor și bagă și după se mijește mereu și ce pute, frate, un restaurant. Doamne, ce vorbește mă ăsta, mă, cine simțite, Doamne? Ok, așa o să-i fac și eu cu fetele, practic, wow, bă, știți care-i faza? A fost că la restaurant și-o toată să mijește în deoră. Doamne, ok, gata, bă, frate. Au fost inundați acolo, fă poluație. Mă, ce vorbește, mă, acolo, Doamne? Mamă, stai, că trebuie să închid ușa asta. Doamne, trebuie să închid ușa acum, gata, e că am închis ușa, să nu mai aud, gata, am închis ușa, bă, de ce ăsta, deci nu-mi vine să cred, bine, măcar că Sonia, am vorbit cu Sonia de dinainte, e o fată care știe, de fapt, practic, că s-ar putea să sune Darusel și nu mă fac eu de râs, prostul face de râs, pentru că uitați-vă ce a zis acum la final, derulați înapoi în spate și ascultați ce a zis, că tu ești iubitul ei, adică gen, îi zicea ei că ea e iubitul meu, gen, ea e fata și eu sunt, nu, gen, eu, ea e băiatul și eu sunt fata, mă, ce limbă vorbește, bă, ăsta, Doamne, cât de prost e copilul ăsta, ireal. Hai acum revenim carafale și să-i zic dacă a găsit ceva, fiți atenți. Chiar sunt curios dacă spune faptul că a găsit aia sau nu. Chiar sunt curios, zici, dacă nu spune, e chiar nesimțit. Ok. Hai, bate, mă, ce faci, mă? Cu cine vorbeai la telefon? E, cu
cu Ion? Ah, ok, pe și zici, hai te pup, iubi, sau ce, bă, ce, bă, tu, doamne, dar să tu ți-o spui, băieți, bă, stai, nu, stai, iar atât, ce-i mână, ce-i mână, ai o carte cumva? Rafale, uite, bă, Rafale, am găsit o carte, dar n-am știut, Rafale, era ceva, sifona, sifonia, sifon, da, nu, Rafale, descoperi sifonul? Da, nu, n-ai citit, dar tu ai citit, tu mi-ai zice să scrie în ea, doamne, dar să le aia, mă, hai că uitai, văzut tu repede, sper că n-ai luat numărul la fată, să o sun, dar să le, sper că nu vorbeai cu ea. Hai, fată, la bă, bă, Rafale, fii antenă, acolo era sifonia, din, e sifonia de apă, nu? Ce sifon de apă visez, mă? Mă, ce vorbi, mă? Ce vorbi? Fără, gata, garsel, vorbește ca lumea, lasă-mă. Ai răbdare. Unul vorbește, altul ascultă și altul vorbește după. Păi, garsele, spune-mi drept. Adevărat, ai sunat-o cumva? Nu! Ai sunat-o cumva, am zis? Nu! De ce vorbești așa cu mine? Rafale! Stai, și cu ce, ziceai tu, te pup, papa? Lui Ion! Așa vorbești tu cu Ion? Păi, am să-mi glumă! Ce zi, mă, în glumă? Mă, zi odată cu cine vorbeai, că te mai auzi mai devreme. Hai că am fost la ușă, zi odată cu cine vorbeai, dacă nu... Gata, te plângi, da, plângi, da, ți-ai dat pișațelul pe tine, doamne, iartă-mă, dar să mă lasă în pace, mă, că ești de simțit, dar să le toată ziua, bă, prost, ăsta a fost un test, prost. Fără, fii antenă, Rafale, da, să-i Sionia, cu așteptă în pat. O așteaptă în parc, mă, el, cât de prost e. Bă, prostule, dar să le vină, mă, odată, vină că am ceva să vorbesc cu tine, deci tu ai vorbit cu ea la telefon, da? Doamne, wow, cât de șmechere. Mă, dar să le fii atent. Astăzi eu te-am testat să văd dacă mi-ești prieten adevărat sau nu, dar să le. În primul rând, aia cu burgerul, îți mulțumesc că nu mi-ai mâncat burgerul, dar ești un nesimțit că mi-ai scuipat în, că ai pus un suc și mi-ai scuipat în el. În fine, trecem peste asta. A doua oară, dar să le, a doua probă, îți mulțumesc că m-ai ajutat cu acel băiat, dar să le, cu Gogu, că l-ai bătut. Bravo, mulțumesc, dar să le. Îți mulțumesc foarte mult. A fost tot un test, dar să le, săracul om, l-ai bătut. Rip în comentarii. Da, mă, da, dar se, ok, bun. Și a treia probă a fost asta, care a fost o mare nesimțit, dar se, că am fost la ușă, te-am ascultat în continuu și tu vorbeai acolo și spuneai, ce e să scobiște, mă, bă, tu te bătai aici, mă, de nesimțit, ce-i... Dacă tu l-am mâncat pe Gogu în spital, trebuie să plătești spitalul ăsta, aia fi antenă, eu zic că, ca tu și Gogu, ca Gogu să fiți colegi, știi ce? Bă, Halloween-ul este în pericol, iar astăzi alături de Darcel trebuie să-l salvăm. După cum puteți vedea, suntem la o hartă de Find the Button de Halloween și ce ți-ai făcut, mă, Darcele, la gură? Bă, ți-ai dat sus... Da, bă, Rafale, ce faci, bă, Rafale, happy Halloween, bă, Rafale, scrie acolo! Ah, dacă e Halloween... Halloween! Da, Find the Button Halloween, ăsta o să... Hai să găsim primul dovleac, practic, buton, cum ar veni. Avem 12 butoane pe care trebuie să le găsim și acum este primul și toată, cum se vede, toată zona, fraților, mi se pare așa fascinant și foarte, foarte înfricoșător, dar acum noi trebuie să găsim un buton și butonul ar trebui să fie, dacă se numește pumpkin. Ah, ok, l-am găsit, dar să le, eu credeam că dacă se numește pumpkin, e ceva cu pumpkin, trebuie să fie pe acolo, dar uite-l direct aici, prima rundă cu succes, al doilea, cimitirul. Hai să vedem a doua și vreau să scrieți acolo în comentarii dacă credeți că, de fapt, deja l-am găsit, dar să le, nu-mi vine să cred, vin aici, deja, am două, dar să le, am două găsite, bun, deci nu-mi vine să cred, am două găsite, suntem cine găsește mai multe, dar să le ține minte și asta, acolo, asta trebuie să facem astăzi și toată lumea trebuie să ține minte care a făcut, și ce, pe ce e posamul tu? Bă! Greșeală! A, ok, bun. Dar să le, ideea e că acum este o competiție între noi doi. Și oamenii trebuie să țină cont de competiție și asta înseamnă că acum tu ai, practic, eu am trei găsite și tu ai doar unul găsit. Ok, bun. Hai să, ok. Ai două! Așa, Da, două și la altul la trei, bun. Deci am două și tu ai unul, dar să le, bun. Și acum mi se pare ciudat, bun. Bun, mă, dar să le, bă, ideea e că momentan e ok cât de cât, dar hai să... Bă, hai mă, că, bă, cred că ar putea să fie undeva pe aici, ai dreptate, este, deci dacă mă uit așa, bă, fraților, vedeți ceva, eu nu văd nimic, ideea e că voi dacă vedeți ceva, vreau să ne spuneți și nouă, că poate noi nu vedem și vedeți voi înaintea noastră și după ne atenționați voi acolo prin comentarii, dar să nu vă luați de noi dacă suntem fraieri și nu vedem, că cine știe, poate chiar nu observăm unele locuri și asta e ideea, că trebuie să fii foarte atent, adică peste tot, uitați-vă și pe aici, prin copaci ăștia, ar putea să... Unde e, mă? Bă, dacă îl găsești, dar să le, tu apăsai deja, adică n-avea niciun sens ce ai spus tu, bun. Ok, bă, da, tot dă cu fulgerul ăla fix acolo, asta mi se pare suspect, dar în același timp nu mi se pare nimic, adică, ok, bun, hai să ne uităm, deci în partea asta, eu nu văd absolut nimic, ar trebui să fie pe undeva pe aici, trebuie să fiu foarte, foarte atent la tot ce mișcă, practic, prin partea asta. Bun, și aici prin spate, fiți atenți, că pe aici prin spate nu s-a dus nimeni dintre noi. Ba nu, n-a fost nimeni aici în spate. Da, dar să le, cum zici tu, cum ești tu, bun, haideți repede să ne ducem noi acum, repede să vedem acolo prin spate dacă găsim ceva. Ideea e că aici nu văd nimic. Ideea e că dacă noi nu salvăm Halloween, practic
dacă nu găsim toate alea, practic Halloween o să fie în pericol și o să ne bântuie, practic o să fie foarte multe chestii și noi nu vrem să se întâmple chestii nasoale de Halloween. Adică, oricum să fie chestia de Halloween, dar nu să se întâmple chestii nasoale. Bun, hai să vedem. Deci pe aici, bă, nu găsesc nimic, dar serios, nu știu unde ar putea să fie butonul, sincer. Adică nu-l văd absolut nicăieri. Nu știu dacă ai văzut tu ceva sau ce ai văzut, dar n-a văzut nimeni. Și nu înțeleg. Bă, și poate oamenii chiar au văzut pe butonul și asta e ciudat, gen dacă oamenii văd și noi nu vedem, nu știu care e faza. Dar ar trebui să fie pe undeva pe aici. Am înțeles că asta să mă gândesc, sincer. Dar tot dă fulgerul acolo și mi se pare suspect fulgerul ăla de a ajunge acolo în continuu. Și uși peci, dar arsele, doamne cât de prost ești, dar arsele, nu-mi vine să cred așa ceva, pumpă, dai-te, bă, dar eu nu găsesc nimic, pe bune, unde ar putea să fie, mamă, cât de greu e, deci deja din a patra hartă, deja noi nu mai găsim nimic, mi se pare incredibil, e ceva pe aici, nu văd nimic, bă, fraților, eu nu înțeleg care e faza, dar e foarte nașpa, și pe mine mă doare și spatele, sincer, dar arsele, nu știu de tine, abia aștept să se termine episodul ăsta, să salvăm și Halloween odată, că mă doare spatele rău de tot, chiar nu mai pot să mai stau, sincer, deci n-am găsit nimic nici aici, what, unde se poate afla oare? A, da, cu fulgerul, dar resele, bun. Bă, dacă ar fi, bă, de perete, dar nu cred că o punea fix de perete. Bă, da, e... Bă, dar resele, eu nu cred așa ceva, vine repede. Deci pe mine mă doarea spatele și am vrut să mă așez și uite unde era butonul. Doamne, iartă-mă. Am 3 corecte și tu ai 2 sau 1. Câte ai tu, dar resele, că nu ai. Deci am 3 cu... Ok, 3 cu 2, bun. E 3 la 2. Hai să ținem minte tot scorul. Am putut să fie undeva pe aici? Nu. Bă, dar nu înțeleg cum a fost ăla acolo, dar răsele. Eu chiar nu înțeleg, bă, fraților. Cum sunt unele butoane? Și nu le vedem, adică era un loc în care credeam că deja m-am apucat. 3 la 3, nu e bine. 7, 12, bun. 3 la 3, fraților. Nu-mi vine să cred, mai sunt puține hărți pe care trebuie să le găsim. Bun, ok. Pe aici nu e nimic. Nu văd nimic nici pe aici. Trebuie să am grijă că prostul ăsta în orice moment, adică uitați-vă, deja sunt la egalitate și cred că mă ia fraierul. Hai că pe bune, ok. Deci ajung pe aici, fiți atenți. Ar fi ceva pe aici? Nu. Nu e, bă, dar era bun dacă era locul ăla, pentru că e cam greu să te duci pe acolo. A, bă, nu e greu că poți să te duci prin partea asta, nu mi-am dat eu seama de ceva. În partea asta pe aici, pe deasupra, ar putea să fie... Mama, ar putea să fie și prin părțile astea. Bă, e suspect rău de tot. E super greu. Trebuie să fim foarte atenți ca să văd și cum era butonul acolo. Adică, dacă nu eram atenți, practic noi pierdeam foarte mult. Adică chiar n-am fost atenți acolo, aia e ideea. Mama, deci acum începe din ce în ce mai greu, dar să le eu mă uit pe aici, înțeleg care e faza cu hărțile, dar ar putea să fie din ce în ce mai greu? E ceva acolo? Nu e. Mamă, da, deja începe greu, sincer. Dar să ai găsit și tu ceva, n-ai găsit nimic, nu? Ideea e că noi avem 5 minute momentan, dar să le crezi că suntem în stare să reușim să salvăm Halloween, nu? Adică, pe bune, adică sunt foarte multe chestii, bă, oameni buni, și ideea e că dacă mai vrei să mai facem episoade de genul și unele super distractive în care să ne dăm și provocări și chestii sau poate în care trebuie să dar să în fine. Bun, să scrieți acolo în comentarii să dați cât mai multe like-uri pentru că dar să le ideea e că oamenii nu cred că au dat like, dar să le ia tu să dai, ia spune-le, dar să le la oameni. Da, te mănânc la capaciac. Ce înseamnă asta, dar să nu știu dacă cred că e ceva foarte înfricoșător. Bine, nu e nimic înfricoșător, dar în fine. Hai să vedem. Deci în partea asta ar putea să fie pe un copac. Băi, am impresia că ar trebui să fie pe copac, sincer. Adică altundeva, nu știu, m-am uitat peste tot, n-am văzut absolut nimic. Pe copac, sincer, ar fi o idee bună, sincer, să fie pe copac, dar nici pe copac nu văd nimic, mă. E greu, mă, de tot, bă, nu știu, gen, cred că sunt niște locuri din asta super super ciudate. Ai văzut cum era ăla acolo și celălalt nu știu cum l-ai găsit, dar în fine. Mă, ar putea să fie pe undeva pe aici. Trebuie să ne uităm la fiecare casă, că eu nu m-am uitat la fiecare casă, m-am uitat doar la o casă până acum. Astea trei. Bun, nu e nimic. Da, uitați-vă ce am zis exact aia s-a întâmplat. Nu știu, dar să le unde era, era pe undeva pe jos, fix ce ziceam eu, dar să le-am găsit. În fine, ideea e că am 4 la 2, nu, 4 la 3 și butonul. Și butonul următor o să-l găsesc pentru că ar fi undeva pe aici, sau asta. Deci dacă nu e pe aici, nu e pe aici, bun. Bă, dar mă doare spatele infernal, dar să le nu știu de tine, sincer, dar abia aștept să terminăm cât mai repede, mai sunt câteva runde și abia aștept să ajung acasă, să stau liniștit în pătuțul meu, să știu că am salvat, să știu că am salvat Halloween și că a fost mult mai bine. Butonul, frate, dar de cine butonul? Ce cu te-am făcut aici parcurs de mădurșoarele? În tidurșoarele, ok, dar să le bine, așa, și ce ne interesează pe noi, ce-ai făcut tu, dar să le... Adică poate să fie butonul, dar să le aici, da. Ideea e că butonul nu trebuie să fie... Butonul trebuie să fie undeva pus, gen să nici să nu te gândești, dar să la același timp să te gândești, dar la același timp să nu te gândești, dar să le pentru că... Eu mă gândesc la tine! Doamne, dar să te gândești la mine, eu cred că mai bine, cred că închid episodul ăsta, că te gândești la mine, dar să le că nu vreau să am de-a face cu tine, deja mă sperii, dar să le, adică cred că Halloween-ul de asta o să fie din ce în ce mai nașpa, dar să le, sper să nu mă terorizez de Halloween, dar să le, sper să nu fii fetiță de Halloween pe bune, dar să le că mă enervez. Ți-am dat o idee, ce idee ți-am dat, arsele? Doamne, iartă-mă, știi că... O să plec, nu, eu o să plec din oraș de Halloween, știi ceva, nu o să stau, sau o să stau în casă. Eu-ți promit că o să fac asta, îți promit. Ce promis că o să fac, mă, dar ești prost, ce, doamne, iartă-mă, limbi, vorbești, mă, acolo, idiotule. Ce râzi acolo?
Ce râzi acolo? Că nu te înțeleg. Eu nu pot să pricep, dar înțeleg. Ce prost? Mă, ce... Doamne, mă doare capul rotă, tot oameni buni, ajutați-mă pe bune, că nu mai suport pe copilul ăsta, mă doare și spatele infernal. Doamne, ok, ok, bun. E, mă? Nu e pe aici. Unde ar putea să fie, mă, butonul ăla? Bă, dar răsele. Nu, nu l-am găsit, dar tu ai de gând să mai vorbești că eu stau aici, mamă. Deci cred că mi-am găsit o locație bună. Dar să stau și eu un loc bun, în genul o poziție bună, stau și eu să nu mai doare spatele, dar tu mă doare spatele. Eu nu înțeleg, dar să-l abia aștept să terminăm. Bă, pe aici trebuie să... Doamne, cât de prostii, dar să lege spate, scoate. Doamne, mi s-a blocat și jocul. La cât de prostii, dar să le nu înțeleg. Doamne, bă, omule, dar să le. Hai să facem ceva interesant, că oamenii nu cred că să mai uite acum. În momentul de față, cred că se gândeau să iasă cei care mai sunt acum. Ce schimbări toile? Am crezut că ai descoperit, dar să le dau, în fine. Hai să vedem, bun. De ce m-am urcat aici? Absolut nu văd nimic. Deci chiar nimic nu văd în partea asta. Ar putea să fie în partea cealaltă, sincer. Să văd cum pot să mor și pe aici, dacă pot să mor la fel. Dar tot chiar am impresia să chip aici. Să mor Jackson, nu am sus. Nu scuz, să parcă Gomora, frate. Parcă Gomora lui, frate. Păi, dar să le, dar trebuie să salvăm Halloween-ul. Dacă nu salvăm asta, nu e logic de ce sunt ascuns. Eu vreau Gomora cu bani. Doamne, dar să le vorbește, bă, frumos. Idiotule, de ce ești așa de prost, dar să le și de nesimțit? Crezi că să mai uită cineva la tine, dar să le când faci ca nebunul? Da, mama mea! Păi mai câte, dar să le să uită ca să-ți dea un puțin tică, dar să le doar puțin bătaie. Ok. Ok, nici nu te interesează, dar să le deja e super enervat. Bă, mă doare spatele, unde e aia, că nu mai suport! Eu nu găsesc nimic! Dar dacă o să plece copiii noștri de pe evitul, dar dacă tu te pleci că te doare spatele! Păi dacă mă doare spatele! Dacă mă doare spatele din vina ta, dar să le că mă enervez, trebuie să cară atâta prostie pe... Trebuie să cară atâta e prostie pe episodul, dar să le... Păi te vorbește și tu, dar să le atunci, lasă, nu m-am mai lăsat pe mine să urmesc în continuu, că de-aia mă doare spatele, că eu nu pot să stau cum trebuie, confortabil din vina ta, dar să le... Și cred că am găsit... Nu, n-am găsit nimic, vorbești și tu, dar să le sau nu? Am zis vorbești și tu, dar se sau nu? Ce ai vorbit? Ai zis două cuvinte și toată. Pe cine îl cauți? Ce moș Crăciun are să le? Tu știi ce lună, ce zi e azi? Ce, că vine Halloween-ul? Tu știi în ce lună te afli, dar să le? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun? Ce miercuri, mă? Cum adică îl cauți pe moș Crăciun, dar să le? Doamne, dar să le nu, doamne, doza de brain rot pe bune, dar să le, hai să facem și noi ceva interesant, să educăm și noi, să facem ceva interactiv, dar să le nu toată prostia, dar să le că doamne, deci... Lasă, nu știu, asta, uite, buton chita una. Hai mă, că ești prost, dar să le vorbește, mă, omule, fii civilizat, nu mai fi nesimțit, dar să le că trebuie să găsim butonul, dacă nu găsim, mai avem puține butoane, dar să le în primul rând, oricum eu câștig să știi asta și în al doilea rând, dar să le, dacă nu găsim butoanele, ne ducem naiba de Halloween, ce nu înțelegi? Doi, dar să le dau eu venit cu tine! Tu la tine! Mă uit la mine și ce? Și ce fac mai la tine? Mașină! Doamne, mașină, bășină, doamne, ce... Bormașină, doamne, mai rău! Doamne, cât de prost ești! Mă, oameni buni, ok. Unde ar putea să fie butonul? Deci am căutat absolut peste tot. Și butonul nu l-am găsit. Oare ar putea să fie undeva pe aici, poate de sub... Dar nu știu, mă, oameni buni, unde e butonul. Și mă doare spatele, infernal, prostul ăsta! Mă, deci butonul e capul rotul, dar... Salut, am zis. Doamne, dar să le preia tu cuvântul, dacă eu nu mai vorbesc deloc. Ok, băi, deși am trebuit să... Nu, la zis, eu trebuie să cotăm butonoile, pentru că batosul Rafael are capul de muștil. Ce vorbești acolo, dar să le crezi că... Bă, tu știi să întreții un videoclip, dar să le să faci să fie ceva mai interesant, dar să le... Așa, și de ce te-ai prins din vorbit, dacă știi? Pentru că ești la 112. Și dacă ești la 112, ce? Ce mă interesează pe mine? Sunt șeful tău, fraierii. Doamne, dar să le... Hai, omule, odată, faci și tu o treabă ceva. Tu știu butonul la fratele era asta lui și pana mea e butonul la pana. Tu vorbește, mă, frumos, copile, tu nu te mai suport, dar să le, bă, mai avem 3 butoane, 4 butoane, te găsim și noi nu le găsim, dar să... Da, ce simți la mine? A, mă, nu-ți mai bate jocul, omule, odată, hai să facem treabă, caută butonul odată și gata, ce e așa de greu? Doamne, unde era butonul? Doamne, îmi vine... Unde era? Nicăieri, uite și ăsta... Ce-i mă, Doamne, de ce nu mai pot? Eu nu mai pot, eu simt că mor, simt că turbesc cu Darcel. Bine că am găsit și butonul ăsta. Da, dar să le simt că mor, mă, cu tine, mă, dar să le simt că mor, simt că-mi explodează o venă, dar să le cu tine, deci chiar... Ai, ia foc! Ce ia foc, mă, Doamne? Eu nu mai suport, dar să le, chiar nu te mai suport, mă, simt că mor. Ia foc inima mea pentru tine! Ia foc inima ta pentru mine, da? Doamne, dar să le, deci nu vreau să te mai văd în viața mea, asta e dorința mea, sincer. Dacă acum încolo, chiar nu vreau să te mai văd, dar să le, cum să spui asemenea lucruri, mă, omule? Dar ce are?
Dar ce are? Și acum adică ce are, dar înțeleg, cum adică ce are? Tu te auzi ce spui? Ce e un lucru bun, dar să le nu înțeleg, ce e lucru bun, bă? Tu știi să vorbești, mă, omule? Da. Ce știi să vorbești, că nu te înțeleg? Ce e lucru bun, dar să le, ce, explică și mie ce este lucru bun. Nu știu, tu știi. Doamne, dar să poți să nu-ți mai faci joc, omule. Dar nu-mi faci joc, afale, eu sunt, nu vorbi normal. Tu ești prost, dar să le, tu ești prost. Mă, ce coapă. Doamne, oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru, pe bune, cu copilul ăsta nu se mai poate deloc. Mă, unde sunt butoanele alea că turbez? Ce ai făcut? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic, dar să le vrei să murim de Halloween, asta se întâmplă. Păi tu, Rafael, nu, tu! Ce eu? Tu! Ce eu? Ce eu, Darusel? Ce eu? Și mama ta, am făcut la... Doamne, dar să le, nu știi să vorbești, mă, omule. Doamne, deci tu mori vorbind, omule, eu nu te înțeleg, mă. Doamne, nu, butonul trebuie să fie undeva pe aici, 100%, deci dacă nu e pe aici. Dar tot am căutat, mă, și nu știu unde ar putea să fie, dar mă. Bă, da, dar să le mai cauți tu ceva sau eu plec acasă direct. Ești acasă, mă, doamne, doamne. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, oameni buni, nu mai supăr, pe bune, gata, atât a fost, pe bune. Nu mai vreau să mai fac nimic cu copilul ăsta de Halloween. Ce, o, să fie, o să fie un coșmar. Uitați-vă la e cât de prost e, deci nu, el râde singur, nu știu la ce râde, dar el râde. Noapte bună, băieți. Noapte bună, băieți. Cred că de Halloween o să fie cel mai mare coșmar din lume, nu mai pot, papa. Cum îl voi trola astăzi pe Darusel 2012 în apropierea Halloween-ului în Minecraft? Ei bine, suntem la Vați Ascuns Slash, după cum puteți vedea, sunt într-o zonă specifică Halloween-ului și mă aflu costumat ca un scheleton. Ei bine, hai să nu mai fim scheleton, să ne revenim la normal și după cum puteți vedea, am ceva pe cap, aș putea să am și asta de zombie, pot să am și de dragon și foarte multe chestii și așa vreau eu să-l trolez astăzi pe Darusel, pot să mă fac chiar și un witch, ceea ce o să fie super interesant și o să vreau să-l trolez enorm de mult. Ei bine, pe lângă astea, am aici un flint and steel, am aici și un arc cu care pot să trag. Eu am mai pus aici niște scheleți și foarte multe chestii. O să mai pun mai multe și acum că văd că de fapt nu-i mai văd. Sau, a, uitați, sunt unii pe acolo, vedeți și uiciu pe acolo. Toate chestiile astea și așa o să-l trolez pe Darusel. Credeți că se va prinde sau credeți că va fi ceva mișto? Scrieți în comentarii și dați acolo cât mai multe like-uri dacă vrei să mai facem episoade de genul. Păi, Darusele, bă, ce ți-ai făcut, mă, ți-ai pus de la de sânge pe la gură, mă, deja ți-ai făcut machiajul de Halloween sau ce ai făcut? Ai dat cu dintele de bordură cu singurul dinte pe care îl mai aveai? Cookie. Te-ai rupt dintele la cookie. Bine, bă, dar să le fii atent. În momentul de față, suntem aici, dar să le... Da, foarte amuzant. Și Darusele, ei bine, fii atent, Cursed Forest, tu rămâi aici, Darusele, puneți din nou ce spiritul acela și sabia. Și o să zic eu când să vii după mine. Eu o să mă duc acum, Darusele, și în momentul în care eu o să zic atunci să vii după mine. Bun, Darusele, aici este o hartă super, super minunată. Înainte de toate trebuie să fac o chestie, Darusele. Perfect, am făcut chestia aceea. Și acum trebuie să văd unde să mă ascund. Deci am disponibilitatea să mă ascund în foarte multe locuri. Ei bine, Darusele, suntem tot la hărțile noastre preferate, practic. Dar de data aceasta că vine Halloween-ul, este o tematică mai așa de Halloween, adică ghiciște, ia pe ce hartă nici când Darusele, ia ghiciște, dacă mai ții tu minte. Cursed World! Da, da, bă, gen, ce s-a aflat, Darusele? Cursed Forest, nu World, Darusele, dar ce s-a aflat? Da, și ce s-a aflat pe acea hartă, Darusele? Bob, înainte de toate vreau să zic că poți să vii. Hai că ești fraier, Darusele, bun, deci ai venit, Darusele, sau n-ai venit? Că nu pot să te văd, că sunt undeva... De fapt, dacă am zis că nu pot să te văd, poți să ai un indiciu, ceea ce redeam de el, dar în fine. Și da, adică indiciul... Că da, Darusele, tu ești de nevăzut, nu știu unde te afli în acest moment, Darusele, chiar sunt foarte curios să văd unde te afli, da. Da, mor, Darusele, da. Ok, pe și tu găsești și tu ceva, Darusele, sau nu găsești? Adică eu, să știi... Te caut! Păi caută-mă, Darusele, nu știu pe unde ești tu. Ideea e că pe aici sunt și scheleți, pentru că e Halloween, nu sunt și scheleți, Darusele, și trebuie să ai mare grijă. Și în afară de scheleți mai sunt și... Da, și witch, Darusele, și witch pe lângă scheleți, am uitat să zic... Infract, Darusele, doamne, ai făcut infract. Bă, Darusele, fii atent că sunt foarte mulți scheleți. Am auzit un schelet, te-ai bătut cu scheletele, mă? Cu ce te bați acolo? Mamă, cât de fraier. Da, Darusele, cât de fraier ești, ok, bun. Da, nu sunt cu aciu, oameni buni, hai să facem noi aici o chestie acum, ai fi să pânce. Hai cu aciu, hai am pus-o la acolo și uitați-vă cum a rămas, what? Cât de amuzant, nu cred așa ceva. Ce-am reușit să fac bun, ce să ne punem ăsta așa și să nu o să-și dea seama. A, bă, nu m-am dus jos. Aia. Bă, Rafael, ce faci, bă, Rafael? Bă, te-a bătut, nu cred. A, fraiere, bă, dar nu te-ai speriat deloc, nu-i pus și eu aia ca... Bă, ce, mă, am vrut... Te-ai dus, Rafael? Da, da,
iarăsele m-am tuns. Bă, am vrut să-ți fac o chestie, dar înțeleg, nu să te speri. Dar nu ți-ai dat și tu seama, mamă, pe bune, chiar așa. O, că l-am dat jos, gata. Bă, ce faci să dai? Da, bine, foarte amuzant ești tu, dar înțeleg. Lasă că vezi tu, nemernicule, lasă că vezi tu. Lasă că vezi tu, dar înțeleg. Hai, hai, mă, gata, 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 gata. Hai că mă pun aici în col și te aștept să te ascunzi. Da, hai că mă pun aici, ok? Dacă mă pun aici, să văd. Ok, dar să le. Ești un mare nesimțit. Dar Sel, vin după tine, ești gata? Poți să vin? Poți să vin? Ce faci mă acolo, dar să le? Ei bine, dar să le, că tot vine Halloween-ul care este foarte, foarte, foarte aproape, dar să le. Adică o zi, două, nu mai știu exact, dar este foarte aproape. Vreau să spun, să-mi spui ceva, nu știu, ce știi tu așa, dar să le, ceva legat de Halloween, dar să le. O povestioară, ceva de Halloween, o ghicitoare, o ceva, dar să le, de Halloween, o poezie, ceva. Ce știi tu, dar să le, mai frumos să spui despre Halloween, mai bine. Ce vrei? Ce este rotund și se învârte? Ce este rotund și se învârte, dar să le are vreo treabă cu Halloween-ul măcar? Da! Ce treabă are cu Halloween-ul asta? Zic să nu zic? Ce? Zic răspunsul? Da, dar să le, dar nu mai țipa, adică, ok, bă... Sfârcu! Ce? Doamne, dar să le, ai că ești fraier, bă, doamne, ai probleme cu capul, mă, dar să le... Doamne, dar să le, bă, eu sunt după tine, ideea e că vreau să-mi dai și un indiciu, dar să le, că deja cred că am un minut de când te caut, nu te găsești și ar trebui să-mi dai și un indiciu, sincer. Vezi galben? Cum adică vezi galben? Mă, galben pe harta? Ah, ok, ok, interesant, vezi galben, dar ideea e că aici în interior nu cred că să iei de galben, doar în partea asta, ceea ce ar putea să fie ceva de genul... Mă, ce-i ăsta? Bă, ce-am văzut? Bă, am văzut ceva! Bă! Tarsel? Bă! Ce? Am văzut ceva! Bă, a adus pe cineva cu noi aici? Nu! Cum adică nu? Ce? What? E dragon? Bă, ia unul care seama cu un dragon! Mă, cine-i ăsta? Alo, care ești, mă? Cine ești? Bă, ce? Bă, Damire, Darusel, ajutor! Darusel! Darusel, ajutor! 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 Prostule, tu nu vezi că scrie că ești tu, doamne, ce prost! Doamne, cât de prost, Darusel, ce încercam, mă, să faci, mă, idiotule? De ce ai venit spre mine? Puteai doar să mă sperii, nu să vii așa spre mine! Te-ai dat și de gol că m-ai omorât, doamne, Darusel! Adică nu înțeleg de ce... Oh, bună ziua, maestre! Mă învățați și pe mine ceva pentru spinjițu, pentru chestii de genul? Ok, ok, vrei să vă învăț și eu ceva pe dumneavoastră? Ia veniți încoace, veniți încoace, fiți atenți, uitați-vă în spate, închideți ochișorii și puneți-vă o dorință. La 3 vă zic, da? Hai! 3, 2, 1 și... V-ați spus dorința? V-ați spus dorința? Da, vreau ca toată lumea să dea like, subscribe, că dacă nu te mor... Ajutor, ajutor, dați like, ajutați-mă să nu mor... Da, deci n-ați apucat să dați like prea repede, dar poate reuși să dați și un like și un subscribe acum și un comentariu și poate încercați să mă ajutați ca să-l găsesc pe prăstul ăsta. Ia, mamă, că vreau să te ascunzi tu, Darusel, din nou. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Hai să te văd. Unde ești, te-ai ascuns, mă, Darusel, mamă? Stai să opresc focul ăsta de pe aici. De fapt, e că lăsăm să fie puțină lumină pe aici, ar trebui, dar să nu ia foc toată pădurea asta, că văd că pe aici sunt foarte multe de astea. Bun, Darusel, vezi că apare că ți schimb skin-ul. Nu știu ce încerci tu să faci acum, cum vrei să mă mai păcălești, dar să știi că eu sunt după tine și o să te găsesc, Darusel, ca să știi. Ok, nu-mi pasă, ești fair. A, nu-ți pasă, bine, Darusel, bine, Darusel. Ok, bun, hai să vedem pe unde. Așa, și ce te-ai făcut fetița acum, Darusel, ce să înțeleg? Adică, da, gata, gata, nu mai alerga, gata. Darusel, da, nu ești când v-ați ascuns elea, nu ești când, Darusel, nu ești când v-ați ascuns elea, nu prins elea. Mă, idiotule, ești când v-ați ascuns elea, nu prins elea. Mă, ești când v-ați ascuns elea, nu prins elea, Darusel. Alo, unde te-ai dus, mă? Unde ești? Unde ești? Câte prostii, câte prostii, dar stai că mor și eu. Bă, 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 bă. Bă, stai pe loc, stai, bă, eu n-am sabie. Nu, n-am sabie. Bă, dar unde mi-e? Aveam un arc eu. What? Bă, aveam un sabie și un arc, eu nu mai am nimic. Cum așa, stu, mă, să mă, tu, mă, bunule, să te pun la cuvărere, că te văd cu Darusel, păi na. Doamne, câte prostii, copilul, să uitați-o la el acolo în spate. Ce faci, mă, fraiere? Ce faci? Hai, mă, hai, Darusel, Darusel. Hai că mă, ce faci, mă? Ce faci? Oameni, uitați-vă la el. Da, uitați-vă la el. Așa. Și unde te-ai dus acum? Te duci pe aici, da. Wow, foarte amuzant, dar să le bine. Fii atent, dar să le. Ideea este să fie. Unde te-ai dus, mă? Ok. Ok, oameni, bun. Hai că revenim cu runda următoare, că deja e jale cu Darusel, să vedem că nu o să găsească. Fiți atenți, eu să-i fac eu runda aceasta. Pentru a doua rundă în care o să-l trăiesc pe Darusel, nu, nu o să mă fac un nici, nu, nu o să mă fac niciun schelete, dar am ceva mai bun în plan. Hai să ne revenim în forma normală și acum fiți atenți. Aș vrea să mă fac acest pumpkin și să mă pun undeva într-un loc în care Darusel nu ar putea să-și dea seama. Și știi ce aș vrea să încerc? Aș vrea să încerc o chestie. S-ar putea să știe el de treburile astea, dar în același timp aș vrea să văd dacă
reușit să mă plasez cumva aici deasupra ca să nu mai pot scădea undeva jos de tot. Să vedem dacă merge în primul rând. Da, nu cred că merge să te plasezi. Da, nu merge din păcate. Dar dacă mă pun aici, ok. Hai să vedem unde ne plasează și după aceea să revenim să vorbim și cu Darusel. Bă, a, nu merge, fraților. Nu, 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 nu e bine, bun. E bine, hai să ne punem undeva fr- schimb din toilet. Bă, Darusele, oprește mă căscuța aia că te aud când vorbești acolo. Ce schimb din toilet visezi, mă, Darusele? Ai rămas setat. Darusel, oprește căscuța aia și vorbește ca lumea, omule. Rafa. Ce? Doamne, ajutați-mă, vă rog, scăpați-mă de la fraierul ăsta. Darusel! Da, m-am ascuns! Ce încerc să spun? Da, Darusel, hai, ce faci? Ai venit sau n-ai venit, Darusel? Ok, trebuie să... Gata, Darusel, vorbește ca lumea și lasă-mă în pace. Ok, bun, deci Darusel, am văzut prin partea. Nu mai țipa, Darusel, vezi că te-am văzut. Mă, uitați-vă la Darusel că de fraiere. Și aș încerca să-i fac eu chestie, dar... Unde e fraierul, mă? Aolo, dar dacă mă iau după ăsta să duce... Doamne, iartă-mă de tot. Ok, bun, nu, trebuie să am grijă. Mamă, dar nu, că ăsta nu e loc bun. What the fuck, de ce m-am pus acolo? Acum îmi dau seama. Hai că mă pun aici lângă ăsta. Nu o să vreau să dau prea multe detalii și așa. Ce faci, mă? Băi, Darusele, păi eu sunt ascuns, mă, băiatule, Darusele, eu stau ascuns acum, adică nu pot să zic nimic altceva, dar cred că stau foarte, foarte ascuns. Ce? De ce s-a întors pumpkinul ăsta la mine? Bă, nu. Cum adică, de ce s-a întors, mă, la tine, Darusele? Ce visezi, mă? E, bă, era un loc de pumpkin care gen, eram în spatele, dar gen, s-a întors în fața mea, nu. Ce, mă, mă, toare, Darusele, nu mai fi idiot, am zis, vorbește, mă, omule, ca lumea, dormi și tu, Darusele, nu știu, fă ceva, Darusele, să fii mai odihnit, Darusele, că nu înțeleg ce vedenii găsești tu, Darusele, că nu te înțeleg pe bune, Darusele. Hai, vrei să-ți dau un indiciu ceva? Vrei să-ți dau un indiciu ceva? Da! Pe indiciu, primul indiciu pe care o să ți-l ofer, Darusele, este faptul că în momentul de față eu chiar nu te văd, adică nu știu unde ești, n-am niciun habar, Darusele, altceva nu vreau să-ți mai zic. Și alte indicii o să-ți mai dau peste un minut sau când vrei tu, Darusele, știi, ceva de genul. Și da, adică, da, nu e nimic normal. Bă, dar prostul ăsta. Nu, bine că nu mi-a dat seama, bine că nu mi-a dat seama. Bun, ok, și atenție, în momentul de față ai vrea eu să încerc să fac ceva, bun, deci mă pun înapoi ca mine, stai să ne scotem ăsta și să ne luăm capul ăsta de dragon. Ne... Ok, stai puțin, că mă ascund aici, fiți atenți, aici, nu, mă vede, nu, bă, ce frate ești, bă, pe cap de dragon? Bă, da, am crezut că capul ăla de dragon poți să mi-l pun pe mine, dar să le da, am avut o mare țeapă, că ăla era doar să-l pui așa, credeam că am vrut să fac o schemă. Bine, dar să le ia, pune-te mă tu acum să te caut. Hai mă, dar să le ai, te ascuns. Vin după tine acum, gata, am venit după tine, dar să le ai, te ascuns. 5, 4, 3, 2, 1. Și vin în căutare după tine, dar să le, dacă nu o să fie bine pentru tine, nu o să fie deloc, dar să le, ca idee, nu știu ce am zis aici, dar să le sunt după tine. Și bă, dar nu mi-ai spus tu ghicitoarea, dar să le, ceva, bă, de Halloween, ceva cu tematică de Halloween, nu, încă nu mi-ai spus, dar să le, încă aștept la dreptul acesta. Ce place la un câine și este într-o formă de om. Bă, omule, stai puțin, deci ce-i place unui câine practic și este formă de om? Da! Adică vrei să-mi spui tu mie că te-ai costumat în câine sau ce-ai făcut acum? Ce-i place la un câine și are formă de om? Ce adică? Scheletul, adică oasele! Adică ești... adică ești aproape de niște scheleți, ok. Sau nu e... Bă, dar de fapt cred că tu e oră pe toți scheleții, dar lasă, ia că te caut, dar să le acum. Da, a fost indiciu sau nu a fost indiciu? Bă, iau astea foc pe aici, dar să le s-au băgat în ăsta, stai că trebuie să... A fost indiciu, dar să le, ok, hai să vedem. Bă, da, dar să le indiciu sau nu știu care e faza cu indiciul, sincer, dar... ideea e că... Aș vrea să încerc ceva pe aici, nu e pe aici, bun. Unde să mă întorc, bă? Unde e fraierul ăsta, mă? Întrebarea mea. Cred că e tu pe aici, prostul, că altundeva n-ar avea unde să se ascundă. Fiți atenți că îl găsesc. 3, 2, 1 și e pe aici. Ia, îl schimb iar scriu, dar să le, nu știi că se vede? Nu-ți dai seama? Ce să vadă? Nimic, dar să le, nu se vede nimic. Ai dreptate. Bun. Dar dacă ești aici, bă, dar mă faci rău de tot, că tu dacă mă vezi, dar să le, practic e cam greu acolo și nu știu pe unde să te caut, mă, dar să mai dă un indiciu ceva, dă un indiciu. Văd ceva albastru. Alt indiciu, dar să le, că albastru să cam vede mai mereu. Ok, păi da, nu știu, mă, da, bă, să vede aproape de tine sau departe. Aproape! Și stai pe el sau ceva? Mamă, stai că am dat în ăsta. Nu, mamă, stai că m-am luat la bătaie cu nici, dar să le... Un timp, mă, prostul ăsta, bă, oameni buni! Voi la... Bă, deci dacă l-ați văzut, scrieți acolo în comentarii că eu, sincer, nu văd nimic. Ok. Ok, nu e aici nimeni. Ia că vreau să mă urc aici, să tot să văd aici de deasupra, mă. Unde ești, mă, fraiere, a? Nu știu, gata, mă. Uitați-vă la prost, doamne.
Doamne, mi-a făcut ziua mai bună cu chestia asta. Hai să lăsăm. Dacă mai vreți episoade de genul, scrieți-ne în comentarii că a fost prea funny episodul de Halloween. Sincer, chiar mi-a plăcut pe lângă restul. Chiar a fost super amuzant, mi-a plăcut. Ia vină mai cea fraiere. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.